Unde ești? Pe unde pui? Pe pagina mare. Pe pagina, pe ce pe? Reiki Constanța? Pe amândouă. Pe pagina mare, nu pe Reiki Constanța. O să-l pun după aia și pe Reiki Constanța. Salut, rechiștilor! Aici nimic nu e regizat, n-avem nici pudoare, nici bun simț. Uite, mersi, Codruța, mulțumesc. Ce faceți voi? Știți de ce n-am mai făcut seminariu? Că n-am mai unul la mână, doi la mână. Nu eram foarte mulțumit de că se integrează informația din seminarii și m-am gândit că e nevoie să schimb eu ceva la cum le fac. Și că am luat o pauză, eu așa fac. Ce faceți? Cum sunteți de 1 martie? O primăvară frumoasă chiar. Unde e primăvara? Cum? La noi, la Constanța, a venit. Acum 2 ani era fix la fel. N-a nins toată iarna, a nins de 1 martie. Sau 2 sau 3 ani, nu mai țin. Hai să începem prin a răspunde unei întrebări pe care am auzit-o, cred că de 100 de ori. În capul meu, că de fapt nu auzeam, citeam comentariile și mă întrebau, de ce dai așa din mâini? În Reiki Usui există o tehnică numită periere. Da? O tehnică foarte eficientă de a strânge energiile, entitățile și alte belele din câmpurile oamenilor. Ca să putem să facem un seminar drăguț, e bine să vă curăți. Toate lucrurile mai puțin bune stau între voi și ce aveți de primit de la mine. Și de asta mie e mai greu să vorbesc. Asta e și pentru grupul de maestri care se uită. Să știe și ei cum se face un seminar. Îți chem niște oameni, oamenii au niște întrebări, au niște nelămuriri, au ceva. Tu dai drumul la lumină deasupra ta și, ca în Reiki, devii un canal pentru ce au ei nevoie. E greu? Deci, maestrilor, apucați-vă de treabă. Că e nevoie de voi. Am zis și maestri și începători și toată lumea neinițiați și așa că... celulă de criză, știi? E beleagul războiul ăsta. Dar nu din ce punct vă gândiți voi. E beleag că e atâta manipulare și umblă atâtea porcării. Inclusiv, deci au folosit, eu mă gândeam, unul din cele mai frumoase steaguri al Ucrainei. E chiar unul din cele mai frumoase steaguri. E galben, e bleu, inclusiv pe ăla l-au folosit. Să manipuleze. Ce, nu știați culorile că pot fi folosite la fel ca un mesaj subliminal? Dacă ei în spatele culorii scriu ceva în partea cealaltă. Eu am văzut svastica pe steagul. E, nu știu dacă da. Chiar svastica. Da, da. Oricum, ce vreau să zic? Războiul e o prostie. Da. Din punct de vedere al spiritiștilor, ezoteriștilor, ăștia care iau o tabără și o susțin. N-au prea înțeles multe, mai ales dacă iau în considerare faptul că noi suntem niște spirite veșnice care ne tot reîncarnăm și tot revenim pe aici, pe pământ. Păi dacă eu țin cu Ucraina, sunt ucrainean și mă îndârjesc și lupt împotriva rușilor și rușii sunt cei mai răi și cei mai nasoi. E o, cumva o mare șansă să creez o karma față de poporul rus? Ca să-mi plătesc karma aia, e cumva o mare șansă să mă nas rus? La fel și cu rușii. Ucraina e a noastră, pământul lor e de fapt pământul nostru. Ia să vezi cum te naști tu într-o țărișoară de asta, dacă nu chiar în Ucraina, dar mai curând în altă țărișoară, cotropită. Să vezi și tu cum e să fii cotropit. Ce sens are? Eu știu că are un sens să te bați pentru pământ. Dar având în vedere că voi mai cunoașteți un alt, ce sens mai are bătaia pentru pământ atunci? E vorba numai de lumea asta și se pierde din vedere foarte, foarte mult. Războiul ăsta a picat la fix. Se termina sub pandemia, a venit războiul, nu? Putin a omorât COVID-ul. Deci, ce vrem? Putin prima dată. Eu urmăresc
am așa un fel de antenuțe și, și niște rădăcini, că bunicul meu, basarabean, deci spațiu ruso, fil rusofon, cum vreți să-i zice. Și de vreo 10 ani am antenuțe și rădăcini în spațiul ăsta, în Moldova, în Ucraina, în Rusia. Și că știu ce se întâmplă și cu ce se mănâncă situația asta. Și cât de drept credincios sunt și unii și alții. Nu prea e fain. Dar beleaua mea nu e cu ei. Problema mea nu e războiul în sine. Asta e. E permis, se întâmplă. Dacă nu era permis, nu se întâmpla. Treaba asta că ăla face voia lui Dumnezeu și că ăla nu face și care o fi și păi până să ajungem noi acolo, mai avem multe de rezolvat în ograda noastră. Un lucru vreau să țineți minte. Toți ăștia de vă uitați la seminarul ăsta, de ați venit la sală de așa, țineți-vă mintea deschisă. Nu o închideți. Că vă închid alții oricum. Dar nu o închideți și voi. Dar gândirea critică e un lucru care m-a ajutat, nici nu pot să zic cât de mult viața asta. Nu pot să-mi imaginez viață fără gândire critică. Mi se trage pentru că mă pedepseau ai mei. Da, așa e. Mă pedepseau cum mă pedepseau ai mei. Treci și învață. Și eu nu aveam chef de învățat. Treci și faci lecțiile, o știți pe aia. Eu nu aveam chef, așa că stăteam și citeam toate chestiile posibile și mă gândeam, bă, dar e bine, bă, dar nu e bine, așa și eu. Da, să zicem că am avut un start în plus, dar asta se dezvoltă gândirea. Ai un mugure, o sămânță, păi e datoria voastră să o dezvolți. De fiecare dată când vedeți că toată lumea face ceva, eu nu zic să faceți altfel, că asta e o greșeală la fel de mare. Să faceți invers. Nu, eu zic, stați mă și gândiți-vă. După aia am văzut, eu îl citeam pe Mark Twain, că nu mai aveam alte cărți de citit. Citeam autobiografia, citeam alea cu Tom Sawyer, un balon, Tom Sawyer, cum era? Aventurile, Huckleberry Finn. Omul ăla a băgat în cărțile lui niște programe atât de bune. Știți că el a fost mason, gradul nu știu cât. Pe vremea când masoneriile erau mai mult pe lumină decât pe întuneric. Oricum, el era împotriva dogmelor. Era împotriva, știți că America e o țară foarte, foarte, foarte puritană, foarte religioasă. Vă uitați la toate filmele, vedeți cum arată orășelele alea de 1500 de locuitori din America. E o stradă, practic, și în capul ei e biserica. Și șoseaua, interstate-ul, trece așa, perpendicular pe strada mare, cum îi zic eu. Îi zic High Street, nu îi zic Big Street. Cum vine? Strada înaltă. Eu știu popoarele astea, le-am simțit, să zic așa, și pe ruși, și pe ucraini. Amândouă să ne rog. Amândouă scălărite. Aia e. Ce înseamnă război? Știți ce înseamnă? Înseamnă demon. Demon, dar de-aia sănătoși, că altfel e greu să iei de cap atât de mulți oameni. Trebuie să fii mare. Ca un meci de fotbal, dar între demoni. Ăsta e război. Îți niște drăgușori de le plac tanchetele, turelele, avionașele. Știți ce o mângesc unul pe altul? Dacă vă uitați voi frumos așa și nu e greu. Închideți ochii și vă uitați. Vă uitați înainte pe hartă. Vedeți cum sunt țările astea. Le întipăriți un pic în memorie. Mai ales la Ucraina, da? Închideți ochii și vă conectați. Ciocurei, Seihechi, Hon 61, că tot mă întreba cineva. Cum se conectează? Nu mă întreba pe mine, întreba la Dragon. Zicea un maestră, sunt maestră și cum mă conectez la Dragon? Păi așa. Reiki gradul 2, ciocurei, se reiki cu 61. E, te conectezi. Și așa frumos vizualizezi harta Ucrainei și ia uitați-vă voi ce-i pe. Eu am fost foarte descumpănit la un moment dat. Mi-am dat singur teoriile peste cap. M-am uitat pe la vreo 3 sau 4 dimineața să văd ce-i pe acolo. Băi, și nu mai era la Ucraina decât unul mare. Și am zis, băi, nevoie de mai mulți. De ce-i doar unul?
ăla știu unde erau. Că pe zi erau acolo, Ciorchin. Ăilalți erau prin alte părți. Pe România, pe Bulgaria, pe Spania am văzut, pe Italia. Se duseseră. De ce? Cât timp noi dormim, îngerașul nostru nu-i cu noi să ne protejeze și ăștia poate să ne informeze foarte bine și să ne pună creierii pe bigudicul. Voi ce ați făcut? Înainte să vă culcați, v-ați uitat în telefon, ia să vedem, sau la știri, da? Ecranele negre, cum era? Era un documentar pe Netflix, black screen. Cât de mult ne influențează ecranele negre? Înainte să ne culcăm, noi ne-am uitat frumos la conflict. Că numai asta se dă acum. Conflictul, conflictul, conflictul. Marea... Nici băcar nu e un mare conflict. Dar în fine. Și ne-am uitat. A rămas un string care ne-a conectat direct la conflictul ăsta. Foarte frumos, foarte elegant. Noi nu ne-am făcut o curățare înainte de culcare nazi și noi o rugăciune ca niște buni creștini, cum se dau toți pe Facebook, au cu că ar fi. Nu. Pur și simplu ne-am culcat. A rămas stringul ăla care conecta la conflict. Ce a venit pe stringul ăla? O parte dintr-un drăgșor mare care să ne influențeze, să ne pună creierii pe bigudil, să ne. Să ne facem, în principal, ce fac ei? Te fac să vezi lumea altfel. De ce? Că e nevoie, au nevoie. De ce au nevoie? De atenția noastră? E ca și cum ai pune foc. Ca și cum ai pune paie pe foc. Ca și cum ai băga lemn în foc. Ca și cum ai combustibil. Exact. De ce toată lumea, Ucraina, 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 Ucraina? Efectiv te conectezi acolo și ajungi să susții pe cine? Ucraina. Că ăsta are nevoie de ajutor. Ăștia zdrăbșorii mai mici. Proiectează toată lumea pe ei acum. Poate, poate. E destul de urâțel ce se întâmplă din punct de vedere energetic și din punct de vedere al programului. Dacă au ajuns și steagul, mă. Deci asta e urât. Urâtă, urâtă. Că erau două culori frumoase. Au ajuns cu culorile să manipuleze. Și să fure. Cu niște culori. Păi să ai milă de ăștia. Uite, m-au îmbrăcat și eu în ăsta, în războinic. Cum îl cheau? În Zelenski. Ați văzut că potină la tot la costumul. N-am văzut că Zelenski pe tot. E pe tocuri? Da. A dansat într-un film pe tocuri. Foarte frumos. Foarte frumos. Păi eu l-apreciez așa, e carismatic, știi? Dar de fiecare dată când cineva îmi zice, ia uite-l cum... cum luptă el și cum ține piept și cum așa. Ok, aud odată, aud de două ori, aud de trei ori. Dă-o în pui mei, că e altceva acolo. Dacă până cu cine vorbise de țara asta? Nu știa nimeni unde-i pe hartă, așa cum nu știa nici România unde-i pe hartă. Stați liniștiți, că suntem așa, un fel de... Și dacă stați un pic, deci vreau să termin asta cu războiul cât mai repede, ca să nu ne ocupăm de lucruri mai importante. Dacă stați un pic să citiți istoria, nu le zic pe alea vechile să vedeți cu rutenii și cu zaporojenii cum s-au pierdut ei independența pentru că au vrut să le o tragă polacilor și s-au folosit de ruși că n-au vrut turcii să-i ajute și cum au ajuns așa să jure credință și să fie vasali și cum și-au pierdut singur țara. Nu zic de alea. Zic astea noi. Ultimele conflicte în care a fost, na, uite, Rusia implicată. Cum s-au terminat alea? Eu nu zic cine a câștigat. Că războiul din punct de vedere, din punctul meu de vedere, e greșit. E fundamental greșit. Nu pot să zic că e absurd. Pentru că se urmăresc niște lucruri. Dar cum arată țările? Știți ce au făcut în Cecenia rușii? Cum țara aia s-a oprit din dezvoltare și din orice? Sau Afganistanul, da?
erau acolo, la fel americanii au dat lansatoare de rachete ca să dea jos elicopterul. Au plecat rușii de acolo, au venit americanii. Nu contează chestia asta, cine câștigă, cine bate. Gândiți-vă la țara aia, uitați-vă la Afganistan, acum ce? Au adus rușii democrație? Da, bine. Au adus americanii democrație? Wow, super! După nu știu câți ani de ocupație, acum sunt stat de la islamic, fetele trebuie să-și pună frumos, cum îi zice alea, burcă. Cum îi zice? S-a dus democrație, s-au dus drepturile omului, totul s-a dus. Asta e război. Niște dragi mari de tot. Noi stăm conectați la ei toată ziua pe telefon, ia să vedem ce s-a mai întâmplat. La televizor, că zic tot timpul. Și ne conectăm acolo. Măcar dacă am ști să folosim chestia asta. Știți că e un prilej foarte bun de creștere asta cu război. Ce fac demonii ăștia la care te conectezi? Demon, hai că vorbesc ca popi. Energiile astea negative ale războiului. Ce fac? Vin pe noi, da? Și se așează pe noi. Și ce fac? Scot la iveală ce avem noi negativ. Că n-au de unde să scoată altceva. Dacă eu sunt o portocală și mă storc, nu o să iasă suc de țelină din mine, o să iasă suc de portocală. Vine energia negativă, pune presiune pe noi, că noi o chemăm. Ne uităm toată ziua acolo. De ce ne uităm toată ziua acolo? Că încă avem agresivitate nerezolvată. Încă avem frică, încă avem furie, încă avem disperare în toate lucrurile. Mă gândeam să fac o treabă mișto, dar nu știu dacă puteam să fac pentru cei de acasă. Nu știu dacă aveam voie să fac, așa că am zis mai bine. Mă gândeam să vă bag acolo, să vedeți cum e la minus. Dar care mai era rostul? De ce fac eu seminarii de Reiki cu lumină și de-astea dacă eu vă bag în întuneric? Nu. Altă dată. Doar cum mai ești. Fac una specială. Hai să vedem cum e pe front. E, dacă voi vă conectați acolo și stați în mizeria aia de acolo cu scopul dinainte stabilit și exersat, s-ar putea să uitați. Deci dinainte stabilit și exersat să urmăriți ce iese din voi la iveală, atunci o să creșteți și o să progresați, pentru că o să vedeți, opa, îmi vine să lobor pe Putin. Înseamnă că am niște agresivitate nerezolvată? Înseamnă că am rana de nedreptate? Înseamnă că am complexul salvatorului? Că ce treabă am eu cu aia doi? Eu nu-l cunosc cu Putin, de ce să vreau să-l omor? De unde pornirea asta? Plângi, e o curățare emoțională. Știți că manipularea pe asta se face acum. Pe emoțional. Și ajunge politically correctness-ul să se instaureze așa bine, bine la noi. Era instaurat cam pe jumătate. Ați văzut ce nasol e dacă zici, bă, eu n-am mare treabă cu războiul ăsta. Cum că mor oameni acolo? Ce faci de-alea? Băi, stai puțin. Cum poți să fii atât de insensibil? E la granița noastră. Mor oameni, copii, femei, bătrâni, bărbați. De bărbați nu prea zic. Știi că e război. Bărbații, e normal să moară în război. De ce nu faci și tu ceva pentru ei, că nu știu ce? Dacă o să fac și când o să fac, eu n-o să spun, pentru că știu că binele, așa se face. Poate acute. Da? O să spun în momentul în care văd că nu face nimeni și o să zic atunci, bă, vedeți că apartamentul ăla din Mangalia cu 4 camere l-am pus la dispoziția unor ucrainiene între 18 și 23 de ani. Sau ce vreți voi, da? Da? Până atunci o să tai din mâini. Așa se face bine. Manipularea asta pătrunsă atât de... și un exercițiu. Puteți, dacă citiți cărțile lui Chomsky, o să vedeți acolo că ce se întâmplă acum e manual. Nu că e ceva cu floricele, hai că am luat o tehnică și am rafinat-o și am aplicat-o în contextul. Nu, e ca la carte. Deci nici măcar mai... că atât de puțin instruiți suntem noi în manipulare, încât nu sesizăm tehnicile. Și, cum să zic eu, noi popoarele astea de avem tehnica, trăsătura asta, yin,
Deci suntem puternic depresivi așa. Băi, știți cum funcționează manipularea emoțională la noi? Deci nici nu-s mai multe butoane pe care să apese. E unul singur, l-a apăsat și a plecat. Fain ce se întâmplă, dacă stai să urmărești. Dacă stai, intri în mașina de spălat, uite așa faci. Deci e prima oară când știi serialul ăla Seinfeld? Da. Eu îl urmăream când eram copil. Știți câte programe negative are ăla? Cu duium? E, când l-au băgat, le sesizezi în momentul când te uiți la mai multe episoade deodată pe Netflix. Și atunci se adună. Cum era înainte o seară, un episod, cât ține la 20 de minute, era rapid așa. Nu prea. Dar așa, dacă te uiți la mai multe, te negrești. Deci dacă te uiți la vreo 5 episoade, eu, dacă mă uit la 5 episoade din Seinfeld, sunt ca după o zi de terapie. De încărcat, vreau să zic. E prima oară când am dat pe Seinfeld ca să mai clătesc un pic creierii de ce se întâmplă la televizor. Deci atât de puternică e toată treaba. Și sunt proiecții inconștiente ale foarte multor oameni care își doresc. Tot părăni emoționale se bazează. Își doresc aprobare. Mi-am pus teagul Ucrainei să arăt că îi susțin. Teama de a nu rămâne deoparte. Deci frica de respingere, de abandon. Nu că fac și eu la fel cum fac ceilalți, e mai bine așa. Frica de a greși. Asta o orchestrează foarte bine și o ajută faptul că suntem un popor creștin până la urmă. Și ne-a băgat creștinismul adânc în chestia asta. Cum? Înseamnă că tu nu ești om dacă nu îți pasă. Dar după aia mai urmează o paranteză. Hai taci din gură că te faci de râs, că noi îl credem altfel. Treci înapoi în turmă și hai că avem treabă cu tine. Du-te și susține acolo. Deci din punctul meu de vedere e greșit să-ți dai sufletul oricui, pentru orice. Tu vinzi. Nu știu cum să vă zic, dacă nu le-ați văzut, n-aveți dimensiuni. Toate bucuriile, fericirile și bogățiile din cer le vinzi pentru nimic. Asta înseamnă să-ți dai sufletul. Unii măcar îl vând pentru o casă, pentru o mașină, pentru o femeie. Dar de data asta se vinde sufletul pentru nimic. Deci, efectiv, prin manipularea asta emoțională, noi ajungem să proiectăm suflet pe una din părți. Suflet pe care îl iau demonii ăștia mari de orchestrează război. Și cresc, și cresc, și cresc. Că și acolo e furie, și acolo e durere, și acolo e suferință, și disperare, toate cele... instinctele alea nasoale, sexuale, alea violuri, oricând, oricum. Toate alea îi hrănesc și ei cresc, și ei cresc, și ei cresc. Și noi privim din perspectiva noastră omenească toate lucrurile astea. Că dacă sunt eu versus Florin, noi ne batem foarte frumos până unul moare. Da? Și-a rămas unul. Dar nu e așa. În lumea spirituală nu e așa. Când unul câștigă, îl înglobează pe ălalalt și se face unul mare, mare, mare. De asta toată lumea e atentă la conflagrații și se gândesc, bă, dar să nu fie una mondială, că dacă e butoiul de pulbere destul de mare, se simte explozia până în partea cealaltă. Crește, 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 se adună și se face mare, mare, mare. Deci, din punctul meu de vedere, dacă nu știți pe ce lume trăiți și nu știți care sunt motivele din spatele războiului ăsta și nu știți ce animă ambele tabere în luptă, sfatul meu cel mai bun ar fi să nu vă mai uitați la televizor. Și să încercați să vă separați de realitatea asta. Da? Acum nu zic să ignorați suferința oamenilor. Dar să nu vă băgați mânia. Eu înțeleg, suferă. Du-te și ajute. Du-te la graniță. Sunt o grămadă de ONG-uri. Pune mâna pe telefon, nu mai sta să te uiți la cum a bombardat nu știu ce, nu știu cum. Și vai, trebuie să susținem Ucraina în noaptea asta. Ați văzut că ăsta e mesajul. Cea mai grea e noaptea asta. Noaptea asta o să fie criminală pentru Ucraina. Ba, se întâmplă. Se întâmplă destul. Căutați ONG-uri. Și sunați acolo. E cineva care să vă răspundă. Sau dați un mail. Cum pot să ajut?
vreau să vin, vreau să vă ajut sortând e-mail-urile, nu știu, se poate face ceva și remote de acasă, da? Vreau să vă ajut cu bănuți, vreau să vă ajut cu haine groase. Deci am un băiat, are un hotel. A venit la mine să-mi zică că războiul, că nu știu ce. I-am arătat așa. Ce-a făcut? Bă, ai dreptate. Voia să schimbe pături și chestii de astea. Le-a luat, le-a donat pe toate. Că a zis, bă, o să vină frigul. Să aibă pături acolo, cine are nevoie de pătură, să ia o pătură. Dacă nu se întind doar pe ele, eu știu ce fac, dar păturile tot timpul spun. A mers mai departe, a trimis și la chef pături. I le-a oprit în vamă. Ciudat, nu? Dar na, poate erau infectate cu COVID. Na, uite, e o parte bună. Putin a omorât COVID-ul. Odată Putin a omorât și timpul, vă știți? Păi cu așa un adversar te pui cu unul care omoară COVID-ul și omoară timp. El a învins timp. Știți că în Federația Rusă s-a enervat ăsta la un moment dat că nu știa cât e ceasul când sună în partea aia. Și a zis, băi, o ia să fie aceeași oră peste tot. Ce-i prostia asta? Eu mă uit la ceasul, nu știu cât e ceasul ăla. Deci a învins timp pe teritoriul Federației lui și l-a supus. Unde mergi? Înțelegeți că pentru că n-are resurse să modernizeze Rusia, e nevoie să meargă pe tehnici de-astea arhaice. Hai să dăm cu bazuca, cu bombardeau. Noi ajungem să privim conflictul de la nivelul nostru. Dar nu ne dăm seama de foarte mult. E între două țări, în primul rând. Conflictul ăsta nu e între locuitorii țărilor, e între armatele țărilor. Armatele sunt conduse de politicieni. Nu sunt conduse de militari, să știți. De oameni școliți în război. Nu, sunt niște politicieni. Într-o parte un KGB-ist. Bă, mie mi-a plăcut de el când l-am auzit cum vorbește nemțește. Deci zici că era de acolo. Franțuzește iar. Englezește, mi-a plăcut de el. A fost pion, da? S-a școlit în Europa de Est, era atunci ce era. În Germania, de... Da, mi-a plăcut de el. Ăsta, la... iar nu pot să zic că nu simpatizez cu el. E actor, știe să se pună în tot felul de situații, în tot felul de roluri. Normal că impresionează și manipulează. Amândoi fac asta, amândoi sunt actori. Că ce înseamnă să fii spion? Joci un rol. Cu niște scopuri. Amândoi sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt oarecum de aceeași meserie. Da, să ajungem noi să-i susținem pe ei, de ce? Pe oricare din. Ați terminat tot ce era de făcut în viața voastră? Ați terminat toți oamenii din jurul vostru pe care putea să-i ajutați? Ați terminat cu toți refugiații pe care chiar putea să-i ajuta, să-i găzdui, să-i hrăniți, să-i nu știu ce? Nu? Atunci lăsați războiul în pace. Că ăla oricum nu ține de noi. Nu ține de locuitorii țărilor alora. Deci vă zic clar că nici unul, nici locul, nici rusul de rând, nici ucrainianul de rând nu vrea să fie război. Știu că nici politicienilor nu vor să fie război. Dar na, sunt mult mai multe. Lumea asta chiar s-a globalizat. Și e bine că s-a întâmplat așa. Dar asta înseamnă interferențe politice, economice. Din partea oricui. Ăla care a dat banul, ăla are puterea, da? Și face din țara ta ce vrea. Și din Rusia, să știți. Și din Ucraina. Statele Unite, iar, îi bagă coada. De ce se face război pe teritoriul nostru? Nu vrem așa ceva. Facem pe teritoriul altor. Să sufere alții. Rușii ca la fel. Să nu ne dea bombardeau, să nu facă aia. Hai facem la alții. Cel mai tare suferă oamenii, mă. Oamenii. Deci sunt copii în armata rusă. Că... Ați văzut ce fac ăștia? Îmi moaie gloanțele în
slănina, ca să nu mai ajungă cecenii în paradis, că au consumat porc. Nu știți? Ucrainenii noștri, pe care toți fac, slavă Ucrainii, nu știu ce. I-am pe ucrainenii în stradă cum învățau femeile și copiii să facă copilul molotov. Foarte bine. Deci un skill foarte util în lumea noastră. Da, stai cu copilul lângă tine, când vine americanul sau cine vine rusul. Voi ar fi bine să înțelegeți care e spiritul popoarelor slav. Deci ei sunt, la bază, sufletul poporului rus, da? L-ați citit pe Dostoievski. Ați citit și pe Gogol. Deci sunt niște depresivi. Dar foarte sufletești. Au ajuns să fie amândoi conduși. Deci undeva niște popoare foarte yin. Foarte feminine. La bază. E mama Rusie, mama Ucraina. Hai, ca să nu lungim. Au ajuns să aibă o conducere yang. Da, exact, exact. Foarte young, foarte masculin. Care au reușit să învingă emoțional, să-l strunească într-o anumită direcție și să facă ce vor ei. De ani de zile. Cunosc personal pe cineva care lucra pentru ținutul oamenilor când a fost Maidan în Ucraina, da? El ce făcea? Se ocupa energetic să scoată oamenii în stradă. Primea $20,000 pe zi. Dar nu să-i scoată, să-i țină acolo. Stai, că asta era chestia. Că toată lumea se întreba, cum stau ăștia la minus 20 de grade acolo? Erau unii care, uite, așa stăteau și lucrau. O bani! S-a îmbolnăvit după aia. A dus la cineva, vindecă-mă, că știu că poți. Ăla i-a zis, la ce prostie ai făcut pe acolo și câți bani ai luat, nici jumătate de milion dacă îmi dai notesc. Îți prieten cu el la Facebook. Cu vlogul ăla. Doctor era. Și cu de-astea s-o. Da? Și de cine era plătit? De altcineva. Agenturile străine. Întotdeauna. Că în orice conflict este o a treia parte. Da, deci învăța să judecați. Învăța să... Vă dați seama ce e în spatele lucrurilor. Cum puteți să faceți asta? Citind istoria, asta ar fi varianta cea mai simplă. Conflicte de genul ăsta au mai fost și vor mai fi. Dacă un conflict începe într-un fel, are un anumit tipar, cum o să se termine? Nu cumva cum s-au mai terminat și altele? Mai știți când au... Dar nu ne-a interesat atunci, că ea cecenii nu sunt oameni, ei n-au bărbați și femei, ei au altceva. Mai știți cum a făcut Putin în Cecenia? Că a ras, a bombardat alea până nu n-a mai rămas nimic și a zis, las că vă fac eu altă. Așa procedează. Deci un conflict, noi nu putem să-l considerăm ca și cum aș certa eu cu tine. Acolo sunt oamenii. Și tu ca lider ar fi cazul să ai în vedere binele oamenilor. Nu ambițiile tale politice, nu atașamentele tale față de cine te-a pus acolo și te-a susținut, nu. Binele oamenilor. Ar trebui, nu că ar trebui, trebuie să-l ai în vedere când ești liber. Să poți să zici, bă, gata, puii mei. Eu nu zic că ar trebui să se predea ăla sau să se retragă ăla. E treaba lor ce se întâmplă. Dar vă explic un pic. Că nu vă mai uitați și să... Că dacă se predă Ucraina, o să vină peste noi. Asta e manipulare prin frică. Da? Poate peste Moldova, nu peste noi. La ea săracii e stare... Când ți-am zis, Vali, că vine... Când l-am scos pe băiatul ăla, când l-am tuns. Acum 3 săptămâni. Deci cu o lună jumate înainte, în Republica Moldova, ieșise armata pe stradă, închisese rău. Niște magazine. A fost o perioadă foarte tulbure, că aveam informații că vin rușii atunci. Și la noi nu s-a dat nimic la știri. N-am susținut pe nimeni. Chiar nu s-a vorbit la știri despre asta. Așteptam pe cineva din Republica Moldova și mi-a zis, bă, e greu să trec la graniță, că am nevoie să-mi declar domiciliu, am nevoie să zic de ce mă duc, am nevoie așa și nu știu cum mai intru după aia înapoi. Dacă o să-mi fie ușor, dacă o să se închidă, dacă ce o să fie.
Și la noi, eu ziceam, bă, ești nebun, dar la noi nu zice nimic. Și trimitea poze de pe acolo. Noi nu mai avem presă independentă, să știți. Nu mai avem de mult. Nu putem să accesăm sateliții să vedem ce se întâmplă. Nu mai avem presă independentă cu asta. Ați văzut, tehnicile rușilor este să se folosească de tot felul de filmulețe și să zică, uite ce se întâmplă cu acolo. Și alea de acum 10 ani, de pe nu știu unde. N-au nicio legătură. Ați văzut că și ucrainienii fac acum aceeași chestie. Ce-au făcut rușii cu cecenii? Fac și ucrainienii cu cecenii acum și până atunci condamnau, că niște sălbatici. Ce aplauda toată lumea pe băbuța aia, că s-a dus la un soldat și a zis, ia mai că niște semințe, să ai bă ce să înflorească după ce te băgăm în pământ. Păi asta nu e un blestem. Și vă zic eu că semințele alea nu erau doar pentru el, erau pentru mai mult. Niște popoare, spiritul yin e foarte puternic. Yin, femininul, e foarte puternic. Când e strunit de yang, de un yang d-ăsta care își urmărește scopurile, așa, berbecește, e extraordinar de puternic. Și asta se întâmplă acum. Ce putem noi să facem? Unul, citim istorie să ne mai deșteptăm și noi. Cum zicea Eminescu, toate sunt vechi și noi sunt toate. Se repetă. Mai ales că ăștia, marile puteri de sacu, mari puteri, repetă niște scenarii la nesfârșit. De ce? Pentru că funcționează. Creăm un inamic fals, le zicem alora, stați că noi vă apărăm de inamicul, care este fals, dar noi nu știm, că propaganda, da? Și venim salvatori, hai să vă ajutăm. Asta o fac rușii de la 1700. Și americani? Americanii au început de mai încoace. Că merge, pui mei, de ce să nu folosești ceva ce merge? Dacă stai și citești o leacă, o să vezi. Sunt foarte străvezi strategiile, nici nu mai încearcă să se ascundă de vreo 12-13 ani. Nu mai încearcă, tot pe față. Că deja au dat drumul la Facebook. Stai cu ochii în ăla, nu te mai interesează altceva. Ce zic acolo e foarte bun. Mai țineți minte cum era lumea înainte de Facebook? Știți cum e Republica Moldova acum? Acolo i-a zic la știri orice. Și lumea încă a rămas la convingerea, păi cum să mintă? Dacă au zis la televizor, înseamnă că așa e. Mai știți că era și la noi așa. Și că ne-am deșteptat. Nu, ce zice pe Facebook aia? Dacă trebuie să zici slab, zici. Dar nu știi că îți dai din suflet. Să susții ce? Nu să susții un popor. Să susții niște demoni care se bat între ei. De ce se bat între ei? Că le place bătaie. De ce se bat doi boxori? Că se urăsc? Da. Dar un meci de box îl privești și câștigi ceva. Aici îl privești și pierzi ceva. Pentru că demonii ăștia sunt foarte, foarte mari. Vezi câțiva pe pământ care vor să le ia. Dar și ăștia așteaptă. De ce? Că n-au voie să ia. E permis să fie demonii ăștia aici. Cum credeți că apar niște demoni într-un loc? Niște energii negative, scuze. Egregor. Exact, egregorul îi atrage. De ce n-au venit la Constanța? Că aici suntem nu știu câte etnii. Câte etnii? Mi se pare că 15-16 etnii, nu știu câți numărați. Păi noi aici ar fi cazul să fie un război civil toată ziua. Dar de ce nu? Dar noi nu avem treabă. Dar acolo... Pământul ăla, unde s-a scurs sânge mult, îi atrage oamenii care se nasc în țările alea. Rezonează. Că mulți din invadatori nici nu știu de ce au venit acolo. Voi știți? Ei credeau că se duc la exerciții. E, dar... Degeaba ajungi tu un inocent și un bunuț în situația asta? Nu.
după principiul rezonanței. Am vorbit destul de despre război? Mai vreți să schimbăm subiectul? E 1 martie? Începutul primăverii? Începutul renașterii? Și noi vorbim, vedeți cât de tare au intrat în orice? Eu ce am făcut? De ieri, de pe la ora sau de la... Nu mai știu de când, dar am zis, hai să mă bag acolo. Și să vorbesc cu cât mai mulți oameni. Și să fac, da, așa e, sigur. Să văd care sunt toate chestiile. Și asta e pentru maestri. Cufundați-vă în ce e, să vedeți ce e de fapt. Și după aceea să începe să vă duce spre lumină. Toate chestiile din voi nerezolvate se rezolvă. Toate chestiile din ai lați, din ai voștri, pe care îi țineți la curs, la seminar, încep să se rezolve. Voi crește spre lumină. A început primăvara în puii mei și noi ne uităm că... Mi-a mai zis cineva, păi de ce crezi că este vifornița asta în Constanța? Că au modificat vremea pe Marea Neagră ca să facă nu știu ce și voi, mari maestri, nu faceți nimic să-i opriți. Sincer, m-am gândit și eu că au modificat vremea, că au făcut o mică chestie. Dar noi, oamenii din Constanța, am văzut și noi zăpadă. Poate erau mulți care n-aveau timp sau bani să se ducă la schi, să se ducă la Brașov, să se... Am văzut și noi zăpadă așa. Am văzut niște copii de aia, băi, ce se bucurau, făcuți și zăpadă de asta umedă, merge să faci om de zăpadă, merge să te bulgărești. Îi durea pe aia la tenis de război. Vorbim de evoluție spirituală, păi, ca și copiii aia. Nu stai să te uiți, a mai cucerit nu știu ce oraș sau n-a mai cucerit, oricum nu știi ce se întâmplă acolo. Aia zic că au cucerit, ăștia zic că nici n-au ajuns acolo. Nu ai cum să crezi dacă tu n-ai o presă independentă. Ori te duci în duh și stai pe acolo și bântui pe stră să vezi ce se întâmplă. Ori îți bași picioarele și îți vezi de viața ta. Că viața ta e importantă. Nu războiul. Când o veni războiul la noi, că e anxietatea asta. Și prin asta se manipulează. Știți cum se rezolvă o anxietate, o frică de ceva? Noi la Reiki o luăm între palme. Frica că o să vină rusul cu bombardeaua nucleară peste Românica. O luăm într-o palmă și dă în lumină până se duce. Până dispare frica. O tehnică foarte simplă. Da, știți cum se face ca să o scoți și de aici. Nu numai de aici? Deci. Hmm? Faci. Dar ce faci? O confrunt. Lasă cu confrunt. Ți-o o foaie de hârtie. Și scrii. Mi-e frică că... Că vine război peste România. A venit război. Ok, ce fac acum? Băi, n-a venit. Draci au venit. Nu, la foaia de hârtie. Dar, nu. Că îl atrage. Dar mie mi-e frică că vine război. Ce fac? Mă bag sub birou asta? Nu, că tot vine război. Câți dintre ăștia de tremură de frică că urcă Putin la ei în casă, stau și-și fac un plan. În caz că ori veni ruși, noi ce facem? Eu vă zic ce fac. E 65 de euro până în Tenerife. Gândit, e o primăvară frumoasă acolo, dar nu numai acum. Tot anul e primăvara. Exact la asta m-am gândit eu. Mâine să mă duc să-i propun soacră. Cum? Dar tu pleci din fața. Ce bărbat ești tu? Ce așa? Bă, sunt unul care vrea să trăiască. Ce să stau eu să mă lupt cu tanchetele? Cu speznazul să mă lupt? Cu beretele verzi, cu beretele roșii, cu toți aia. De toată viața lor s-au antrenat să ucidă. Eu care... Ce pui mei, eu am bani de făcut, am lucruri de văzut, am oameni de ajutat. N-am să omor pe cineva sau să încerc să nu fiu eu omorât. Da, deci dacă mi-ar fi frică de război, dar asta nu mi-e frică. Eu știu, așa mi-am construit viața. În caz că se întâmplă ceva, că am avut și o fricile astea, dar am avut, știi, ca omul ăla, așa mă dau eu, mare înțelept. Deci face, cum îi zice, sanievară. Da, exact. Eu m-am gândit. Prea e bine, prea merg toate din plin. Asta o am de la stoici, da?
prea toate sunt așa o abundență. Ce facem noi dacă se schimbă totul? Eu m-am gândit de la nivelul dacă nu mai pot să... dacă ajung în scaun cu rotile, ce pot să fac? Și mi-am construit viața în așa fel încât să fie ok și atunci. Dacă vine război, ce fac? Am niște resurse, cunosc niște oameni și pot să mă mut cam într-o săptămână. E, dar bine, dar tu poți să te muți. Dar tu de ce nu poți să te muți? Păi că am casă, am totul aici. Ok, fă în așa fel încât să le poți transforma în lichidități și să-ți faci casă, nu știu ce, altundeva. Păi am toată viața aici. Asta e un atașament. Asta e una din cauzele suferinței. Asta nu o zic eu. O zice Buddha. Buddha era o leac mai deștept decât mine. O leac. Înțelegeți? Găsiți-vă modalități prin care ce a scris acolo, că mi-e frică că vine războiul, să nu mai aibă niciun impact asupra voastră. Să știți, ok, vine, fac asta, am rezolvat, pot să-mi văd acu de viața mea și să fac ce am de făcut. Asta e important. Asta e până la urmă răul pe care îl produce. Drăgșorii ăștia, care sunt mari și negri și ne blochează pe toți. Ne blochează din ce? Din treaba noastră, din drumul nostru, din evoluția noastră. Dar nu știm să ne folosim de ei, ci de conjunctură. Să transformăm totul în sens pozitiv. Pentru ca noi să mergem mai eficient pe calea noastră, mai repede, mai cu spor. Nu ieșim bine din chestia asta. Pe mine asta mă interesează. Știți că sunt necazurile alea, care de fapt nu sunt necazuri. Așa funcționează Dumnezeu. Odată te ajută și zici, vai ce m-a ajutat Dumnezeu, că mi-au ieșit toate și am nu știu ce. Dar nu ții minte, stai că am făcut pană și am rămas pe câmp și atunci am cunoscut omul care după aia m-a ajutat și cu care am construit nu știu ce business și cu care am rămas prieten și femeia a luat-o pe fisa de nevastă și uite așa s-a făcut. Deci Dumnezeu lucrează și prin piedici, nu numai prin ajutor. Piedicile-s de tot fel. De la proverbiala lene, că nu am chef azi, până la conflagrație. Nu vă gândiți câtă karmă se arde într-un război? Câtă karmă se produce? Ci că se vorbea, nu mai știu cum îl chema. Vezi, dacă stau și mă gândesc la război, încep să uit lucruri importante. Era un călugăr grec care ajunsese să țină în jurul lui niște măicuțe. Și astea veneau și tot vorbeau cu el și notau ce sfaturi le dădea. Și el fusese transmisionist în război. Și el zicea că în război se șterg păcatele. Deci poți să faci orice în război. Avea dreptate pe de o parte. Că, na, ești pe front acolo, dacă nu îl omori, tu te omoară ăla pe tine. Deci treaba cu să nu ucizi nu se mai aplică. Că nu mai suntem în Dumnezeu atunci, suntem în dracul ăla care... Legile, bine, tot în Dumnezeu suntem, dar bula în care suntem nu e chiar, e în drac. Și cine face karma? Cine face karma? La care găsește o plăcere să-i pognească pe aia, știi? Cum sunt lunetiștii aia, frate, numai în cap să le zboare ca la pepene, să fac poc! Că sunt de ăștia. N-ați văzut? Un lucru bun. Au permis voluntari. Nu știu dacă din toată lumea, nu știu dacă la noi, n-am urmărit. Dar știu că sunt niște țări de-astea nordice. Ați văzut Danemarca, mi se pare că a fost prima care a permis. Danemarca, vikingi. E o art că, vai ce frumos e la noi, natură, suntem foarte calmi. Cea mai fericită țară de pe glob a fost... Ăștia au ieșit, nu? Da. Danezi. Ăștia au fost primii din Europa care au zis. Care vreți să vă duceți la bătău acolo, puteți să vă duceți voluntar, noi vă lăsăm.
Vă dați seama? Deci lumea asta e atât de frumoasă și dacă vrei să ucizi, poți să faci asta. În mod legal. Și lumea mai și zice bravo. Poți să te duci, să aperi, să ajuți, să așa. Să și omor, na. Dar, bă, dacă începe să-ți facă plăcere, atunci produci karma. Am fost la Pitești și m-am dus în închisoarea aia unde a fost, unde s-a ținut de fapt experimentul Pitești. Știți cum erau dracii acolo? Deci nici nu trebuia să te duci de, să te uiți la știri cu război. Era dracu. E muzeu ceva? Da, e muzeu. E muzeu și se chemă două femei. Dar sunt așa, îngerași și fetițe, știi, le vezi fetițe. Se chinuie să spună povestea locului ăluia, mă. Și nu susținute de nimeni. Deci e genul ăla de muzeu care nu e făcut de stat. E făcut de un ONG. Ca să nu uite lumea ce prostii s-au întâmplat acolo. Și jumate din închisoare e o firmă de construcții. Jumate de închisoare au demolat-o că au vrut să facă un bloc. Înțelegeți? Așa lucrează. Încearcă să ne șteargă și memoria, dracu. Să nu ne mai gândim, bă, dar ce-au făcut rușii în Afganistan? Cum a fost acolo? Sau în Cecenie? Astea toate se uită. Ăștia scâinii războiului de se uită. Da. Puteți să mergeți aproape de voi dacă vreți să-i găsiți pe ăștia. Nu trebuie foarte departe. Sunt printre noi. Erau acolo. Da. Deci când am intrat la subsol, și îți venea în cap chestia aia, știi? De a zis Dante că scria pe poarta infernului. Voi ce intrați aici, lăsați aici orice speranță. Deci exact asta se simțea încă la închisoarea aia. Astea pentru că mai sunt niște spiritiști pe la noi prin țară. De zic, păi trebuie să mergem să-i ajutăm pe aia sau pe ăilalți, că ăia fac voia, că ăia sunt atacați, să mergem să luptăm cu dracu ce ai acolo. Ne duceți-vă voi fiecare în orașele voastre și luptați cu dracu. Dacă vreți voi să luptați. Nu știu, dar acolo erau și fetițele alea, mi-au explicat fetițele, iar le zic fetițe, femeie. Mi-a explicat, noi ne chinuim că noi n-avem fonduri, noi luăm un bilet destul de mare pentru ce era acolo. Era, nu știu, 80 de lei, ceva de genul, știi? Ca să-ți spună povestea. Dar au memorialul durerii, care poate să nu le, numai că e lung, are ecosul lunghi. Da. Și care spune toată povestea. Acolo, dacă mai știți voi, la experimentul Pitești, deținuți erau protagoniști. Au fost niște deținuți, dar i-au zis, bă, eu vreau să trăiesc mai bine în închisoare, așa că i-au căpăcit pe la alți deținuți. Și au rămas încă acolo. Pitești e un oraș foarte frumos, dar când intri în el, cam afeși așa faci. Ce se întâmplă aici? Și chiar e un oraș foarte frumos. Eu nu-l văzut. S-am badat, văzut. Da, am uitat. Kira Hagi a interpretat un rol în ecranizarea mărturii a ultimului supraviețuitor. Sunt cărțile scrise, sunt toate alea, dar eu nu m-aș. Mă întreba, nu vrei să cumperi memoria? Nu vreau să bag asta în casa mea. Nu vreau, eu înțeleg. Nu mai citim sau trecând pe acolo așa. Dar cât eram copil, mă uitam la memorialul durerii, după aia alea mi-au rămas. Că, în mod normal, frica n-ar prea trebui să existe. Dar frica de închisoare, cam de pe acolo o am. Că mă uitam când eram mic la memorialul durerii. Nu știu, cred că e necesar. La asta se ajunge dacă pierzi democrația. Da. Conștientizezi ce se poate întâmpla. Și, din păcate, cam asta se întâmplă acum la noi. Acum se întâmplă în mediul online. Chestia asta. A, nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Hai să sărim să te ciomăgim. Cum? Că așa trebuie să fie.
Păi eu nu cred asta. Și de ce să ajuți în primul rând? E o tară, cred că tot de pe acolo. Hmm? Bullying-ul la copii, copii, foarte mici. Victima atrage agresor. Da. Îmi pare rău. N-au reușit să infirme chestia asta. S-au chinuit o grămadă, că sună așa, ca nu cam perete. Dar dacă n-au reușit... E și bine, de la caz la caz e altceva, că nu e un copil la fel cu alt copil, deci nu ne naștem egali. Da, să creștem egali. Da. Cu Reiki, ce puteți voi să faceți? Hmm? Puteți să dați drumul la lumină pe căpățâna voastră. Cea mai simplă chestie. Dacă tot vreți să vă uitați la televizorul ăla... Da, îți faci protecție. Nu știu, coroană de lumină sau orice altceva. E în același lucru, sursa, să curgă. Ca și curăță, nu? Cumva. Când m-am apucat eu de religie, m-am dus acolo, la acel minunat curs. Că mi-a zis nu știu care, cum, că înveți să-ți faci o protecție, nu te mai afectează nimic. Bă, Reiki-ul ăsta înseamnă că e super șmecher, dar nu te mai afectează nimic, faci o protecție, așa, nu te mai afectează nimic, gata. Nu e adevărat. Unul la mână, noi vedem lucrurile așa în 2D și static, dar de fapt e în mai multe dimensiuni și e foarte dinamic. E protecția. Uite așa vin pe ea. Și voi vedeți lucrurile ca și cum am făcut un zid. Dar zidul ăla, din ce-i forma, mă? Lumină. Din lumină. Nu, să zic, chiar am pus un zid în jurul meu, niște cărămizi. Da? Cărămizile alea, până la urmă și la urmă, sunt formate din atomi. Atomii, dacă asta voi să vă uitați, e mai mult spațiu liber în ei decât în... Deci, biroul ăsta eu îl văd solid. Dar el e din cauza vibrației așa, că de fapt e mai mult spațiu liber în el decât e lemn sau plastic sau din ce-o fie ăsta făcut. Înțelegeți? Și de asta se pot întrepătrunde foarte ușor, chiar și protecțiile voastre cu interacțiunea răului. Da? Pe mine mă interesează altceva, dar am aflat mult mai încolo. Că răul în jurul protecției mele n-are cum să vină dacă nu e ceva rău înăuntru meu să-l chem. Ce fac acum? Apuc să curăț toată lumea asta? Știți cât de mare e lumea asta, de fapt? Nu, deci înconjurați orașul Constanța pe jos odată și o să vă dați seama cât de mare e pământul. Păi și nu mai bine îți crește de feu ca să nu mai... Păi ba da, asta zic și eu, rezolv ce e în tine, nu te apuci să cureți exterior. E logic, dar unul la mână că nu prea e și doi la mână că e cam greu. E greu, că nu-ți vine. Omul nu vrea să se schimbe. Nu e numai rigiditatea asta. Tu evoluezi de acolo, de la nivelul ăla de minte angelică, spirit angelic. E greu. Să presupun că ajunge acolo. Deci așa. Mai trăiești. Păi da, dar dacă gândești așa te și blochezi. Păi stai puțin. Ai ajuns acolo? Ai ajuns acolo, vezi tu pe aia. Deci nu-ți mai pune tu de-astea. Când ajungi acolo, îți bați capul cu ce? E ca și cum ca treaba aia de o făceam eu înainte. Bă, dar cum plec acolo că n-am loc de parcare? Unde parchez? Îți spune limite, singur. Înțelegi? Dar nu e chestie de limitare. Mi se pare că acolo e prea multă liniște. Du-te și o să vezi că nu e nici acolo liniște. Sunt niște dispute, dar nu mai există agresivitatea asta de la noi. Sunt niște dispute așa, filozofice. Nu știu. Undeva, până și în raiuri, până și în raiuri, competiția există. Există discută, da, există, înțelegi, într-un cadru frumos, organizat, fără agresivitate. La noi aici e. Că câți ruși împușc în cap azi, să vezi că eu câștig. Credeți că nu se fac? Asta scoate războiul din oameni. Toate mizerii. Și noi la mizeriile astea ne punem. De ce? Mizeriile din noi trag acolo. Nu-i mai bine să, nu știu, facem niște sport? Sau să stăm cu persoana iubită?
sau să citim o carte din care să învățăm ceva, sau o meditațiune, sau un autotratament, că tot Reiki vorbim aici, dar nu, puterile din noi nu ne lasă. Deci până la urmă și la urmă, lăsați lumea exterioară. Ce, am terminat muzica? Da, stai că eu vreau să fac. Accept. Sper să cânt. Avem probleme cu muzica. Deci pe noi. Ce face? N-avem nicio problemă. N-avem, bineînțeles. Nu, dar am văzut că dacă nu pun eu mâna, trebuie să pun altcineva de mai multe ori și mă stresez. Sunt niște belele de ale mele, că trebuie să fac eu singur, știi? Voi știți de Reiki. Voi nu vă dați seama cât de bun e autotratamentul ăla și în câte feluri vă ajută. De ce? Pentru că n-aveți perspectivă. Nu zic să vedeți în viitor. Zic în trecut. Nu mai țineți minte cât de mult v-a schimbat. Vi se pare normal cum sunteți acum. Eu mă uit la mine, știi? Nu știu de voi. Dar 10 minute le găsesc pe zi. Și în loc să vorbesc niște tâmpenii cu cineva, să mă ceapă vreun comentariu spus mai bine sau mai rău, sau să mă uit la postări, sau să așa, bă, 10 minute alea le folosim și îmi făceam autotratament. Ce bine ar fi. Eu am noroc totuși că fac terapie și făcând terapie, stau în lumină. Și aia mă curăță, aia mă vindecă, aia mă face să văd cum e, de fapt. Da, dacă nu faceți terapie, faceți-vă rutina asta, mă. 10 minute dimineața, 10 minute seara, curățați-vă. Tehnici de-alea simple. Și hai să-ți mai zic o chestie de ce nu funcționează protecția. Ai făcut protecția. Să zicem că a pătruns cumva. Și ți-a blocat accesul la lumină. După aia tu, chiar dacă vrei să-ți faci protecția, nu mai poți să ți-o faci. Că tu zici, păi eu știu Reiki și dale, dar nu mai ai acces la lumină. Și trebuie să o iei cu tehnicile anti-Reiki. Știți că la cursul ăla de Reiki eu vă dădeam ce faci când nu funcționează Reiki, mai spre sfârșit așa? Te apuci sport, te apuci lumânări, te apuci baie cu sare, te apuci... Că trebuie să scoți întunericul de pe tine. Poți să elimini întunericul de pe tine ca să înceapă să funcționeze Reiki. Vă tot zic de suflet. Păi credeți că dacă n-ai suflet funcționează Reiki? Vă zic sigur că nu funcționează. Deci, știți alea? Dar parcă nu mai curge lumina prin palme așa cum încurgea. Ce s-a întâmplat? Multe s-au întâmplat. Nu, dar ce am făcut? Nu știu. N-am globul de cristal. Dacă stăm să vorbim despre ultima ta săptămână, sigur ai făcut niște lucruri prin care potențial ai pierdut suflet. Mai mult sau mai puțin. Când ești așa pe la 30% suflet, vă zic eu că nu prea mai merge. Eu le-am testat pe astea. Să văd. Ia. La 40 cum sunt? La 50 cum sunt? La 60? La 10? O, nu. Deloc. La 20? Deloc. De la 30 în sus începe să curgă așa. Dar știți cum curge? Știți lanternele alea cu dinam de de-abia luminam? Cam așa. Și vouă vă trebuie farul cu LED, cu halogen, cu ce vreți voi de alea să sperie căprioare. Deci, exersați autotratamentul zilele astea. Vă zic cu un scop. Hai să vă zic din prima, ca să nu mai pierdem timp. Au venit dracii ăștia mari pe pământ, da? Însă așa mari încât iau lumea de cap și provoacă război. Însă așa mari încât iau lumea de cap să susțină războiul ăsta, să se implice emoțional, unii material, unii fizic, aia de se duc, se fac... Cum pui vezi să te faci voluntar să te duci să lupți acolo? Vă dați seama? Înseamnă că ai agresivitatea aia și nu poți să trăiești cu ea. Vrei să o mori. Deci eu vorbesc de voluntari care să lupte alături de armata ucraineană, nu să ajute sau să așa. Comunitatea europeană a dat 450 de milioane de euro pentru arme și muniție. Nu? Fain. Deci băgăm în foc. Practic, în loc să luăm să sancționăm
și să zicem, bă, terminați prostiile. Când vezi doi copii că se bat, tu ce faci? Zic, dă-i mă că te apăr eu, dacă... Hai mă că te apăr eu. O fi la mare, dar dacă trece de tine, eu dau eu. Da, mă, exact. Hai că ești mic, ia băta asta, uite, de aluminiu, e mai ușoară, dă-i în cap, mama lui. De... Și dacă trece de tine, eu dau eu. Dar altfel nu mă bat. Înțelegeți ce... De asta e chiar... Deci, dar tu realizezi că noi trăim în lumea asta, adică nu e doar conflictul de acolo. Deja, uite, Europa se implică la modul ăsta. Da, e în puii mei. Plecăm pe insulă. Noi ne implicăm, nu că Europa se implică. Că noi suntem în Europa. Așa este, păi tocmai. Și eu de asta vă zic. Stați și ascultați aici, perlă de înțelepciune. Au venit dracet. Deci e ceva logic, nu e ceva cu astrale, cu... Bine, puteți să ziceți voi că e SF cu demonii ăștia. Nu mă interesează. E o energie negativă acolo. Dacă e o energie negativă acolo, e pe tot pământul ăsta, că ne-am cam globalizat. Dacă noi facem lucruri pozitive, cât timp e energia asta negativă pe noi? Se pune ca și cum am face antrenament cu greutăți? Aurul pe care îl producem, vă zic eu că e cam de 5 ori în perioada asta. Deci dacă tu, să zicem că ai luat un bănuț pentru fiecare șerpișor pe care l-ai curățat de pe tine când îți faci autotratament, acum e 5 bănuți în perioada asta. De ce? Că e mai greu de curățat. De ce? Că nu-ți vine să-ți faci autotratament, îți vine să te gândești numai la prostiile astea. Deci numai autotratamentul pe care vi-l faceți acum, unul la mână, că vă ajută să fiți bine, vă ajută să fiți pe calea voastră, vă ajută să fiți sănătoși, vă ajută să vă vedeți de planurile voastre și de scopurile voastre și de visurile voastre. Dar vă mai face să produceți și aur spiritual ca să plătiți pentru ceea ce vreți să obțineți. Deci, în perioada asta, maestrilor, că v-ați făcut maestri, apucați-vă și lucrați, că asta e o perioadă de creștere, cum a fost pandemia atunci. Nu vedeți că tot prin martie? Cum o protesc ăștia? Deci, exact, când să renască totul, să... Asumi voie. Nu știu, daci parcă aveau anul nou acum, nu mai știu cum era. Eu am o ureche de dac și una de roman, dar niciodată n-am știut care e care. M-a preocupat asta cu daci. Odată nu m-am uitat la ureche. Să vezi, nu mă cunosc pe mine. Folosiți timpul ăsta să vă cunoașteți pe voi. Ați văzut, mă, Andreea, ce a făcut? A făcut ăla cu pozele, cu vulnerabilitatea, cu nu știu ce. Andreea. Venea la sală aici. Am văzut, ai postat tu și m-am uitat și foarte interesant. Nu? Deci vezi, a folosit locul ăla, perioada asta să facă niște poze. Și lasă că să facă niște poze. Ea are un, cum îi zice, un studio foto. Da? Și a zis, băi, mă interesează chestia asta. Hai să o fac și să ajung și alți oameni cu chestia asta. Dă un pui mei, deci nici nu știți cât bine a făcut. Băi, am măsurat cât bine. Bravo, Andreea. Deci nu Andreea mea, Andreea, alta Andreea. Mi-a plăcut foarte mult. Și ce a scris, a plăcut, și ce a făcut. Și se pune de 5 ori. Ca și cum ar fi făcut 5 chestii de-astea fantastice. De ce? Pentru că e mai greu de făcut în perioada asta. Că-s dracii care blochează inițiativele luminii. Băi, acum nu sunt sigur dacă e de 5 ori. Eu mi-am măsurat mie. S-ar putea să vă înșel. Măsurați-vă voi, nu mă credeți pe mine. Da. Prima dată am zis că e dublu, că vedeam că e de două ori mai greu. Dar după aia am văzut că aurul e mai mult. Vedeți, măsurați-vă, dar puneți-vă pe treabă. Lucru cu voi, lucru cu alții. Și chestia asta e foarte bună. Vedeți că oamenii au simțit să se ducă să ajute. Foarte frumoasă chestia. Unii ca să fie și ei în trend, unii ca să demonstreze ceva, unii ca să se arate, bă, nu contează. Până la urmă, rezultatul e important.
A unii chiar asta au simțit. I-a tras, ea cu karma grea. Care au distrus case și au făcut oamenii să meargă în convoi așa. Ăia s-au dus primii, nici n-au știut. I-a luat de cap, i-a luat îngerii de cap și au zis, treci. E foarte mișto ce s-a întâmplat și îmi place și mi-ar plăcea să nu fie ca la inundații. Că mai țineți minte cum era la inundații. 2-3 zile, o săptămână, după aia toată lumea uita. Parcă nici nu mai există oameni. Și aia făceau, bă, dar tot în apă stăm, știți? Uite ce e bucătăria mea, apă. Că își mutau televiziunile, interesul. Nu mai era rating. Și o să vedeți, în momentul... Voi mai țineți minte? Deci, eu fiind conectat la spațiul ăsta, Moldova, Ucraina, Rusia, Belorusia, eu am urmărit chestiile astea tot timpul. Mai țineți minte în 2014 cum a fost? Știți că din 2014 până acum a fost război. În ultimii 2000 de ani, 120... Nu, zic acolo, în Ucraina. De pace. Deci război a fost tot timpul. Tot timpul a fost. Timpul. Dar uităm atât de repede chestiile astea. Știți de ce? Tot timpul. Țineți minte și voi că lucrurile rele le uiți. Da, și asta este. Da. Așa funcționează creierii noștri. Uite că tot ai. Ce zice Paul Olteanu de chestiile astea? De ce amintirile rele se duc? Și rămân alea bune. Un mecanism de protecție și de coping. Da. Da. Că dacă, din omul primitiv, dacă ți-ai amintit tot timpul cât de groaznic a fost când ai văzut tigrul ăla că fugea după tine, nu mai ieșai din peșteră și mureai de foame acolo. Așa că uitai partea rea. Dar eu vă zic, din 2014 e război acolo. Acolo mureau oameni, poate nu în fiecare zi, dar în fiecare săptămână mureau. Mureau. Nu că răniți, nu că bombardamente. Mureau. Ce s-a întâmplat acum? Păi rușii nici n-au intrat ca lumea în țara aia. Și toate astea vuiești și vai ce se întâmplă. E efectiv ca să-ți atragă sufletul acolo. Nu știu ce se întâmplă la ruși. Le-au să află. Eu știu care e propaganda, știu cam ce le zice, dar nu știu ce se întâmplă pe partea spirituală. Cum îi folosesc, că sigur îi folosesc. Patriarhul Kiril era binecuvântare. Băi, dacă citiți Biblia, o să vă dați seama. Deci nu trebuie altceva. Vechiul Testament să știți. O să vă dați seama că ce religie sângeroasă. E asta. N-am nicio așteptare de la capii bisericii. Și capii bisericii noastre. Intrați într-o biserică să vedeți ce au pe covoare. Și să vedeți ce au pe catapeteasmă și să vedeți ce au la lumână și să vedeți că este Marus. Stema. E vulturul bine ceva. Ăla de unde vine? E stema bizantină, de fapt. Dar a ajuns să fie folosită de rușa. Floarea de lis. Floarea de lis. Alergi. Și cu aia e. Dar aia dovedește, e o întărire a faptului că ei sunt regii pe pământul ăsta. Asta e. Floarea de crin e simbolul regalității. Da, dar de unde vine? De la templier? De acolo? Aia se încurcau ei cu flori templieri? Nu cum că la obicei erau nobili, aveau blazoane, poate. E posibil, da, nu știu. N-a stat niciodată să văd de unde. Filmea i-a plăcut. Ce facea? Filmea de la Arhanghel Gabriel, de ce nu cer de detalii? Dar nu știu, dar eu vorbesc cum a apărut să fie folosită în heraldică. Da, știi? Heraldică. Că și vulturul vine de la Dumnezeu, dar de ce are două capete și are alea în mâini, înțelegi? Și am acum, dar am zis să nu... Am crucea cu 8 colțuri pe mine. Așa am plecat de dimineață, că aveam nevoie de protecție. Dacă o vedeți pe aici, ziceți că... Crucea cu 8 colțuri a fost folosită prima dată de cavalerii ospitalieri. Al Sfântul Ioan. Dar au folosit-o și... nemții ca decorație. Îi ziceau crucea de fier. E același lucru. E un simbol foarte puternic. Dar uite, pentru că au făcut naziști chestia aia, nu mai putem să-l folosim.
Da, uite, deci nu poate să zică lumea că susțin Ucraina, că naziști, ce a zis Putin de ei, că e denazifică, e denazifică. Și că sunt niște drogați. La faza cu drogații nu e foarte departe. În tot spațiul vorbitor de limba rusă, cocaina a fost foarte bine primită. Că le dădea zbâc. Ei fiind potolit, le dădea zbâc. Și toți aia în Ucraina, toți sunt niște. Dar și în Rusia, stați liniștiți. Și în Polonia. Deci, autotratament. Mai simplu, nu aveți chef să vă faceți autotratament. Deschideți sursa de lumină pe cap. Cât a durat? Nu că tu le faci repede. Bine, voi o să vă ia 10 secunde. Să le faci ciucuri, să hihi, cu așa de doi la mână. Tot ce vine pe voi, n-am mai zis-o pe asta, tot ce e nasol pe mine, periere, da? Strângem așa frumos, facem un bilul. Aici sunt toate programele astea nasoale de ne-au fost băgate, toate entitățile de-au fost trimise, valuri, valuri de energie negativă. Deschide sursa de lumină în ea. Dai cum? Și asta începe să se transforme încet, încet. Și energia asta, voi din negativ o faceți pozitiv. Voi primiți aur pentru asta. Nu știu dacă chiar bănuți, dar niște pudră de aur tot primiți. Și contează. Știți, ai multe surse de venituri și mici, dar mult. Mult. Asta puteți energia după ce ați transformat-o. Puteți să o trimiteți pe calea voastră. Că se duce energia pozitivă, intră în contact cu energia negativă și începe să o schimbe, să o facă gri. Tot ce mai faceți voi, că mai trimiteți lumină, că mai rugați, că vă mai rugați, că mai aprindeți o lumânare, mai faceți un pelerinaj, toate astea, trimiteți-le pe calea voastră. V-am zis-o, nu v-am zis-o. Băgați în telefon. V-am zis-o, dar nu mai știu la ce de asta. Luați o foicică de hârtie și scrieți-vă ce vă doriți pe ea. Băgați-o în telefon. Telefonul a cuit tot timpul. Să vedeți cât de repede. Deci mie mi s-a împlinit chestia asta mult prea repede. N-am avut timp să reacționez, să schimb ce era acolo. Eu mi-am pus o sumă de bani. Era așa, pentru mine era o treaptă, da? Și am zis, să am suma asta în cont. În contul ăla. Am băgat, am uitat ce am scris. Cum e când facem noi proiecte? Desenăm niște simboluri, mai trimitem lumină, dar cam uitat ce am scris. Am trecut de suma aia, cu mult. Și început să se scadă. Băi, dar scădea, plecau banii din firma aia mea, zici că veniseră hunii, gepizii. Mă uitam, bă, ce se întâmplă? Mi-or fi spart ăștia cardurile? Nu, eu cheltuiam. Eu cumpăram tot felul, că nu știu ce, și scădea, 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 și la un moment dat îmi aduc aminte. Hai, păi am scris 100.000. Și se scădea până să ajungă iar la 100.000, știi? Sau la suma aia care am pus-o, nu mai știu cât am pus în euro. Înțelegeți? Faceți-vă proiectele, trimiteți-le lumină. Sunt tehnici simple din Reiki. Voi vreți tot timpul ceva, altceva, 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 dar nu le faceți pe astea simple. Păi o să vină alea complexe când treceți de astea simple. Când le-ați integrat ca lumea în viața voastră, o să vină. Ce mai putem noi să facem în contextul ăsta? Greu care a venit pe noi. Războiul ăsta care nu s-a tras niciun glonț, dar în România e deja război în toată regulă. Dacă auzi. Deci azi de dimineață eu am o vecină antipatică. Băi, e genul ăla de vecină de se uită urât. Știți oamenii? E pensionară. Poartă tot timpul și vara un fel de căciulă. Și... când te întâlnești cu ea, te întâlnești la lift și cam așa face. Și tu faci sărul mâna. Bună! Știi, are o privire, nu pot eu să o reproduc, dar oricum.
Azi m-am dus, mi-am făcut treaba prin oraș și mai trebuia să ajung acasă. Și mie îmi place să dau mărțișoare. E chiar una din plăcerile mele să dau mărțișoare. Și scot din trai să rămâna să aveți o primăvară frumoasă. E, da, cu războiul ăsta ce să zic? Pui mei, îți dă cineva. Pe vremea asta cei la noi și tot, da, cu războiul ăsta, mersi. Deci la noi război, dacă venea cineva și asculta conversația, zicea, bă, dar a intrat în România? Înseamnă că da, că da, o vedea tristă, tristă, tristă. Înainte era pandemia asta. Acum e război. La fel a fost și atunci. Tot niște drăcoi mari, doar că ăștia sunt pic alfi. Ălora le plăceau seringile, ăstora seringile și plămânii, ăstora le plac tanchetele și căpățânile. Le-ai amuzant cum n-a învățat lumea nimic. Și cum exact aceeași mentalitate inflexibilă o avem și acum. Și... Na. Ați văzut că e o masă de manevră în România? E o bucată din populație care e folosită pentru atingerea unor scopuri. Tot timpul. Cum erau ăia de votau tot timpul cu nu știu ce partid, că le dădea ligheane. Păi ăștia ne-au dat ceva, maică, cum să... Păi ăilalți nici nu știm cine sunt. Da? După aia mai e o altă masă de manevră. Early adopters, le zice în marketing. Ăia care hashtag rezist, stau în casă, salvez vieți, cum erau toate chestiile alea? Că mă uitam, aveam pe cineva... Stau în casă, mie-mi pasă, da? Îmi pasă de economia românească, da? Păi cum? Că oameni mor. Nu vedeți că e aceeași narațiune? Cum poate să nu spese? Oameni mor. Știi, și te ceartă, îți provoacă vinovăție. Asta e manipulare emoțională. Dar nu e o tehnică avansată. Zi. Provoacă cu imprinde. Oamenii au murit dintotdeauna și vor muri. Asta gândești tu, că ești o sumă de programe pozitive. Dar ești nu știu ce cauți aici printre noi, care noi ne preocupăm de starea națiunii. Bă, oameni buni, ne uităm la noi în Constanța. Câți au ieșit în stradă că au făcut conducătorii noștri aici? E mai rău ca în Ucraina la cei pe străzile noastre. Ia mergeți voi pe Ștefan cel Mare să vedeți ce tranșe avem. Deci pare că e primul război mondial acolo. Deci e primul cu aia care sapă să ajungă la aia. Dar sapă de 2 ani acolo. Dar eu știu ce e de fapt, pentru că eu am globul de cristal și mă uit în viitor. Ăștia vor să ne facă o surpriză, ei ne fac de fapt metrou. Dar nu ne-au spus, știi? Că o să zică, dar ce ne-a trebuit nouă metrou? Dar de fapt ei vor să se bată cu Clujul, cu București, o să zică, nu, și urbea noastră e. O să facă acolo, dintr-un cap în altă, știi? Vedeți ce frumos e Ștefan cel Mare la Iași versus Ștefan cel Mare de la Constanța. Mai știi? Bă, și alea cu poale în brâu, erau frumos luminate, patiseriile alea. Magazine de cărți de alea bisericești, îți venea să intri și acolo. Trebuia să luăm o hodelniță de aia mare. O duceam aici la sală, mai făceam un botez, mai scoteam de ucior. Papagalii n-am văzut de aia. N-ai văzut papagalii, lasă, mai mergem la vară. Au papagali la Iași. În căminul de teologie din centru, de lângă Sfânta Parascheva, au papagali. Doi. De-aia vers cu coadă lungă, care stau liberi. Mi-a plăcut. Da, acum nu i-am. Ce puteți să faceți? Uite, că tot vorbeam, plimbări, mă. Puteți să călătoriți. Schimbați energiile când călătoriți. Vă duceți în niște locuri. Aduceți ceva de la voi, duceți acolo. Luați ceva de acolo, aduceți acasă. Consumați. Dar vă faceți autotratamentul, că lumea îmi zice, cum să-mi ving eu demonii, dragonii, toate corcomerele?
Păi l-ai luat pe tine, dar a venit. Ai mâncat, că n-ai știu că ai un de ăla. Deja s-au produs niște legături între tine și ființa aia spirituală. Tu, dacă îți faci autotratament, crezi că lui îi place? Nu. Vă garantez că nu îi place. De asta, dar de ce nu mai vine mie să-mi fac autotratament? Uite de asta, că cineva nu vrea să ți-l face. Cineva care e în tine. Ia fă-ți. Faceți-vă o rutină din chestia asta. Nu că vă rog, dar vă zic, aveți de câștigat din asta. Unul la mână o să vedeți lucrurile clar, doi la mână o să vă țineți creierii, nu pe bidiuri, o să vi țineți aerisiți. Trei la mână. O să produceți apă. Lângă toate alelalte beneficii ale autotratului. Mai aprinde și voi o lumânare, o chestie la asta. Că tot răul ăsta care e în lume, noi oamenii i-am permis să intre. N-a venit nu știu care... Mai sunt tot felul de narațiuni de-astea sefeistice. Că au venit niște demoni să le atace. Niște Dumnezei de nu știu ce se bat cu Dumnezeii noștri și vor să-i facă. Așa că, băi, noi am permis demonilor să intre, energiilor astora negative să intre în lumea noastră. Deci e treaba noastră să le consumăm. Nu o să vină niciun arhanghel, nu o să vină niciun sfânt, nu o să vină să facă treaba oamenilor întrupați. Nu o să facă, tot nu. Eu, sincer, dacă aș sta la Sfighetul Marmației acolo, dai departe. Eu m-aș duce în fiecare zi până n-ar mai fi niciun pic din demonul ăla acolo. Să fie doar muzeu. Sau Sfighetul Marmației am încurcat? Lasă și la Pitești, dar și la Sfighet. E Sfighet sau e Sfighetul Marmației? Unde e muzeul memorialul Durerii? Nu mai țin. Unde se atârnă harta în cui? E unde se mai cuiu. Da, da, da. Și sunt locuri de-astea încărcate în lume. Pe la Orezărip, acolo, am aflat. Acolo au fost, chiar i-au dus cu bordeie, cu nu știu ce și i-au mai și împușcat pe nu știu câți. E un loc unde te duci spre Brăila. Au fost niște orezării, încă se mai văd așa oarecum. Că erau ca niște bazine piscicole, dar mai mici, ca înălțime. Când mergi pe acolo, te ia... Te iau o jale? Ei, eu știu ce este. Zic și eu astea ce îmi vin în minte. Deci sunt tot felul de locuri la noi în țară care merită curățate. Și locuri frumoase. Câți dintre voi ați luat harta orașului vostru? Și cu oameni. Să ziceți, cât e cel mai minus pe orașul nostru? Minus 50. Pe unde e? Acasa mea un unghi de 90 de grade, unde? Când ajungeți la locul ăla? Ce faci? Și găsiți unde e locul cel mai încărcat negativ. După aia, câți dintre voi ați făcut? Am voie să curăț. E și de voi. E bine pentru mine să curăț? Cât din puterea mea are ce e aici? Cât am eu din puterea lui? Cât trebuie să ne strângem ca să-l facem? Noi suntem obișnuiți să ne plângem. Uite ce tranșee prin oraș. O mă mai duc din când în când, mai trag totul așa. Mai iau câțiva. Ca la ce să-i folosesc. Îi pun la treabă. Să-mi spele vasele. Glumesc. Mă gândeam într-o zi să iau unul să-mi are pământul. Iau unul de la mare, ia treci la arat până... Când te faci băiat bun. Deci asta faceți voi tot timpul, dar nu știți. Voi nu știți ceacrele voastre ce sunt. Ceacrele sunt porți prin care urcă entități negative. Unde? Spre Dumnezeu. Totul e o treaptă în lumea asta. Dacă totul e o treaptă, păi nu sunteți și voi o treaptă. O piatră e o treaptă. E că poți să o iei și să te urci... pe ea. Un copac e o treaptă. O să te urci în copac. Un copac, ce lucru minunat e un copac.
Și noi stăm și ne gândim la război și la copacul. Voi știți că aia e lumina. E o treaptă. E o treaptă. Un animal e o treaptă. Păi dacă îl mănânci, ai energie să faci, să ajungi undeva, să începi să construiești, să așa. E o treaptă. Un om e o treaptă. La fel e și sistemul chakrelor voastre. E o scară. Dacă mintea voastră e în partea aia, sexualitatea o negăm, comunicarea și cu protecția le-am dat la ucrainieni, că asta e manipularea din steaga mai ticăloasă, că îți blochează și comunicarea și protecția ta se duce pe ei și goldul tău se duce pe ei. Ia să măsurați câte programe sunt pe steagă. Pentru cei care își pun la Facebook-ul ca voi. Știți? Am pus-o. Slavă Ucraina. Slavă. Dar slavă în cele bune. Una asta. Datoria ta ca și conducător e să ai grijă în primul rând de oamenii tăi. Nu de ambițiile tale politice, nici de aranjamentele economice. Păi și ce să facă să capituleze? Dar o să câștige rău. Asta e propaganda. Încercați să găsiți dedesubturi. Nu o să vă ia mult timp. Cred că după jumătate de oră de gândire în medie o să le găsiți. Bine, acoperiți-vă de teoriile conspirației și astea, da? Deși există. Dacă într-un grup de prieteni există conspirații, voi credeți că la nivel macro nu există? Între state și între astea? De asta zic, autotratament, că sunt multe poziții pe cap. Se duc belelele și începe să vedeți adevărul. Puteți să faceți rugăciune, să vi se arate ce aveți voi de făcut în perioada asta. Că sunt mulți de zic, da, eu nu știu ce sunt. Toți aveți de câștigat în perioada. Și nu că să vă mobilizați cine știe ce, și din lucrurile mici se câștigă. Ia să văd dacă mă dumiresc eu cum să fac ceva. Băi, știi să mă ajutați drumul cum să mă uit la mine pe live, să văd întrebările sau îmi citești întrebările, te rog. Dar cred că e mai bine să le citești de pe telefonul tău. Știi? Deci... Mi-a scris vorba că e cu noi. E cu noi? Așa. Mai bine cu noi decât cu rușii sau cu ucraine. Că noi nu facem bătău aici. Bine, a fost mai drăguț să le zice, sunt cu tine la conferință. Așa. Și eu zic, și dacă am uitat pe 2000 ce mi-a scris și zic că ce te-am simțit, că am pe silențios telefonul. Și ce te-am auzit eu, deși am zis, mamă, cât de deep e, te-am auzit vocea, transmită live. Ah, ok. Hai să vă mai zic o treabă. Știți că toți avem tot felul de scopuri de-astea spirituale. Cu vreau și o să văd. Cu vreau să citesc mâinile. Vreau să văd trecutul. Vreau să văd viitorul. În perioada asta se obțin darurile astea. În perioade de genul ăsta, în perioade încărcate în care voi faceți treabă pentru Dumnezeu. Nu, hai să o lăsăm pe asta, că a ajuns să fie Dumnezeu folosit de când cu războiul ăsta, că ăștia, Dumnezeu e ucrainian, ba nu, că Dumnezeu e rus. Deci Dumnezeu are tot universul ăsta și încă alte universuri și credeți că asta e aia, e stelist, a fost stelist Dumnezeu în seara asta. Da, mă, pui mei. Au fost aia mai bun, mă. Și e chestia asta acum. Păi nu crezi în Dumnezeu, dar ce Dumnezeu e ceva să mă rog eu la El? Și să-mi dea, să-mi bage în traista acolo?
Credința nu înseamnă lucrul ăsta. Credința înseamnă că eu am încredere că ceea ce se întâmplă acum se întâmplă spre binele nostru, ca omenire. Înțelegeți? Dreptate. Cine are dreptate? Cine e îndreptățit acum? Lăsați dreptatea, că dreptatea nu e a noastră. Dreptatea lui Dumnezeu. El știe cine are dreptate. Știți de ce? Care perspectivă, mă? Noi nu știm ce se întâmplă peste 200 de ani. Nu putem, suntem incapabili să prevedem. Dacă am fi și noi niște ființe cu perspectivă mai puțin limitată, am putea să ne dăm cu adevărat cu părerea cine are dreptate, cine face cu adevărat voia Domnului, cine. Dar noi suntem limitați. O metodă prin care să aflați adevărul e asta. Eu cred nu știu ce. Ei frumos o scrii și o să vină universul. O scrii și o mai spui și la câțiva prieteni. Tu ai dat drumul la o energie, da? Dacă e adevăr, o să se propage. O să fie susținută de univers. Dacă e greșit, o să vină universul. Viața, na? Dumnezeu, cine vreți voi, o să-ți arate universul că tu ai greșit. Înțelegeți? Eu, de unde știu eu că am dreptate? Eu doar dau din gură. Expun niște idei. De ce? Mă joc. Vreau să aflu și adevărul, da? Păi numai voi care vă uitați la mine. Chită ăștia de acasă. Chită aia care s-au uitat. Dați seama dacă zic prostii cum eu dau universul după aia? Din fundul grădinii. Bam! Dar asta e de joacă și e de curaj. Zui, ai întrebări pe acolo? Da, sunt ceva, în urmă, sunt foarte multe, dar mai că nu mă lasă gânditul pe live decât din momentul în care îmi vine să nu poți să vezi arhiva, adică tu s-a trimis de la... Păi citește-le pe ultima. Ok, deci așa. Care le poți vedea? Am și o întrebare, dacă se poate când fac autotratament, am momente când curg apele pe mine bust. Da. Din cap până în picioare. Te cureți. E ca un vulcan înăuntru, simt cum se încinge. Este partea din curățare? Da. Să știți că tot ce iese din corpul nostru, îmi zicea un prieten, dar biluțele pe care le fac ăștia în trafic, e vorba de transformarea scorpiilor? Bună. A zis, bravo, cineva gândește. Tot ce iese din corpul nostru, că vorbim de caca, pipi, muci, transpirație și ce mai este din corpul nostru. Cam astea, să zicem. Băi, e sistemul excretor, da? Care le scoate. Nu vorbesc de toate secrețiile. Nu vorbesc de astea, caca, pipi, transpirație. Ăștia-s dracii care ne părăsesc. A? Deci dacă nu transpiram, n-avem dragi. N-ați văzut că există unele momente în viața voastră în care transpirați mai mult și pute? Da. Atunci, de obicei, scoateți dracul din voi. N-ați văzut că unii oameni, oricât s-ar spăla, put? Miros mai puțin alăcrămioare și a zambil. Ia puneți mâna și măsurați-i pe omoleție. Și cu felina mijloc. Da, 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 da. Păi de ce? Se blochează chakra 1. În momentul în care ai o încărcătură mare, se blochează chakra 1. Și chakra 1 ține de miros. De exemplu, când vine o supraîncărcare pe chakra 1, ți se amplifică mirosul. O supraîncărcare înseamnă partea de întuneric care vrea să mănânce, de exemplu. Dacă ții post, n-ai văzut că ți se amplifică mirosul? Dracii din tine care zic, dă-mi să mănânc, nu pot să stau așa. Și ți se amplifică mirosul să găsești mai ușor. Dar cunoscut pe cineva care a zis că după ce a avut copii, da? A desfăcut, de exemplu, un pateu să mănânce și e miros stagonal. Nu poate să mănânce diverse, stai că tot are chestiile de gunoi, și miros și gust, am gunoi. Să mănânce fruct. Sau carne, și alea miros sau gunoi?
Încearcă. De obicei s-ar putea chestia asta să fie un ajutor un pic de la îngerași. Că cei ce au COVID pierd din suflet. Dar când ești cu sufletul ăla, vai de capul tău. Și mai mănânci și pateuri și chestii de-astea, pierzi și mai mult din suflet. Știi, când tu ai nevoie să ți-l refaci. Cam așa îmi vine mie în cap că ar fi. Dar nu știu. Mai zi, Florin. Așa. Cei care nu suntem inițiați, ce putem face? Doar autotratament? Puteți să vă rugați. Da? Dacă vreți să contribuiți la războiul ăsta, băi, benefic să contribuiți, nu să vă, să vă implicați în evenimentele din zilele astea, cum se zice. Rugați-vă pentru oamenii care au probleme acolo. Rugați-vă pentru pace. Rugați-vă să le deschidă Dumnezeu drumul refugiaților să ajungă acolo unde e bine pentru ei. Rugați-vă să aibă îngrijirea medicală de care au nevoie. Rugați-vă să se întâmple lucrurile optime pentru ei. Voi nu știți ce putere are o rugăciune. Dar o rugăciune poate să facă diferența, să primește omul ăla o rugăciune, până nici nu-l cunoști, da? Te rogi pentru binele lor aflați în beleaua asta de se întâmplă. Și vine îngeroiul că a primit putere, îl ia pe ăsta frumos și îi zice, du-te și bea un pahar cu apă, hai repede, repede, bea, bea, bea. Și el bea un pahar cu apă și îi bubuie dormitorul, că a picat o bombă acolo. Lucruri de genul ăsta se întâmplă. Voi cei inițiați puteți să țineți post dacă simțiți că vreți să-i ajutați pe oamenii, dar nu mai faceți chestia asta, să vă implicați. Eu o trimit pentru Ucraina, să izbândească Ucraina. Ia lăsați-o pe asta, că vă conectați la tot războiul ăla, vă conectați la tot haosul ăla care e acolo. Trimiteți pentru oamenii aia care vai de capul lor sunt săraci. Bine, nu întâmplător, dar să zicem că le ușurați un pic situația. Sau și mai bine, puneți mâna și duceți-vă și ajutați-i pe ăștia de tot vin în țară. Acu' e lejer, dar dacă se apucă, citeam undeva că rușii nu și nu intraseră prea mulți în... N-a început treaba, ca să o zic pe scurt. Deci dacă e de acum încolo o să fie. Și gândiți-vă la țara aia, aia mai e țară? Vă zic eu, după ce intră rusul undeva, nu mai. Uitați-vă la noi. Câți ani am fost de ocupație după al doilea război și câți ani ne-a ținut? Și cum a fost țara noastră? E greu. Reconstrucția o să fie greu. Mai zic. Este posibil ca energia benefică din portalul deschis pe 22 februarie, ora 22 și tot așa, să fi fost preluată și canalizată înspre război? Da. Cum a fost posibil? Prin intenție. Deci, în primul rând, mie plac astea cifrele. Sunt foarte frumoase. Eu sunt și economist de pe rând. Și știu că există o energie în spatele cifrelor. Hai să vă zic o chestie de portalul ăsta, pe 22 euro. 30% era, că se adunau numerele, era nu știu ce eveniment astrologic, habar n-am, nu sunt cu, nici cu numerologia, nici cu. Dar 30%, 70% a fost fabricat. Cum? S-a insistat, vedeți că e portal, vedeți că așa, rugați-vă toți la minutul ăla, la nu știu ce. Și hai să vedem. Dar voi n-aveți ansema acasă, sau n-aveți un ban să dați cu banul? Sau... Mie îmi dă că da, că a fost folosit din egregorul ăsta ce s-a construit. Unii au luat energie de acolo și au folosit. Acum în ce sens? Îmi bag capul, că a trecut timp. A trecut momentul. Era atunci de văzut cum să faci să nu se folosească? Păi eu știu dacă era. Nu știu. Poate n-aveam voie să intervin. Poate habar n-am. Lasă feeling-ul, tu ocupă-te de viața ta, ocupă-te de ce e în față, de ce... E greșit să te preocupi de lucrurile care nu sunt în controlul tău. De ce? Îți pierzi suflet. Îți pierzi energia, îți pierzi timpul ca să o luăm prozaic. Că nu sunt controlul tău, ce pui mai poți să faci? Azi ori plouă, ori nu plouă, ca ieri era. Dacă plouă afară, ce poți să fac? Mă apuc acum să despar nori? Știu că voi puteți și voi vreți și voi știți și voi de asta. Dar ai voie să faci chestia asta? Poate e bine să plouă.
Mai zic. Se poate trimite lumină în cerașilor cuiva care are COVID? Da. Da, se poate. Și s-ar putea să-l și ajut. Când noi aprindem lumânări și trimitem lumină, întunericul pe care îl dislocăm vine peste noi? Mhm. Da. De asta e bine să... Deci când noi aprindem lumânări și... Da, mă, dar nu trimiteți o cantitate atât de mare de lumină. Până să ajunge, când o să ajungeți voi să trimiteți atât de multă lumină încât să nu puteți să duceți întunericul care vine pe voi, deja o să vă fie înțelepțit. Că nu vine puterea fără înțelepciune, chiar așa. Și o să vă fie înțelepțit și o să știți. Bă, ar fi bine să fiu și în post. Ar fi bine să fac asta numai câteodată. Da, de obicei vine. Dar știți de ce? Nu e neapărat întunericul pe care îl dislocuiți. E întuneric care vine pe voi să vă oprească din lucrarea asta a voastră măiastră pe care o faceți. Asta vreau să întreb. Dacă algoritmul atât cât e îngăduit de Dumnezeu spre binele suprem al persoanei respective și fără să îmi creau nimic din ce are persoana, tot ce ar mea rămâne la da, mine, s-ar putea să trimis foarte puțin în lume. Păi atât cât e îngăduit. Sau pot să măsor că... Eu mă leg de ce ai zis tu asta cu preluat. Adică tot ce al meu să rămână la mine și tot ce al lui să rămână la el. Eu îl conectez la sursă, îi dau de la mine. Ok, ce-i și ce-i faci? Păi îl deschid, îl conectez la sursă. E prea puțin. Asta e sensul terapiei, tu să iei de pe... Da, dar atât cât e îngăduit. Atât cât e optim pentru tine. Că voi priviți lucrurile la niște termeni foarte simpliști. Eu știu că dacă merg la terapie, mă umplu de dragi. Da? Am niște perioade în viață în care nu fac pentru că n-am nevoie de dragi, că am deja prea mulți. Da? Și atunci zic, azi nu. Dar în alte zile zic, ok, sunt foarte bine, pot să mă încarc ca să-i transform în lumină și ca să-mi vină niște chestii pentru asta. Înțelegi? Deci e mai bine să te încarci decât să da, faci cum zici. Da, înțelegi, n-ai chef mereu. N-ai chef mereu, corect. Și atunci știi ce zic? Ocupă-te de altele. Îmi pare rău, dar pe principiul vaselor comunicate, tu numai când te gândești la un om, începe să curgă stăpul. Păi da, știu, și nu mă fac. Și poți să algoritmezi și o să vezi că nu prea funcționează. Sau funcționează în sensul, a, ok, nu mai ai chef. Mai bag. Suferința este un element obligatoriu pentru evoluție sau se poate evolua și fără suferință? Dacă vorbim de un spirit în toată dimensiunea evoluției lui, eu zic că există suferință, nu poți să o ocolești. Că sunt unele spirite de au transcens cauzele suferinței, nu se mai leagă, nu se mai împiedică de ele, corect și asta. Deci poate să existe evoluție fără suferință, dar dacă privești întreaga evoluție a unui spirit, nu cred că se poate face fără suferință. Undeva tot o să intre în suferință. De-a lungul evoluției sale, de la piatră la Dumnezeu. Tot o să existe suferință. Da, prin... Deci prin... Da. Bine, fi și apostului pe o întrebare bună. Mai undeva, dacă ești în universul material, ceva te-a tras aici. Dacă te-a tras, înseamnă că e un atașament. Dacă e un atașament, înseamnă că pe undeva există suferință. Că o resimți tu ca suferință sau că o consideri o treaptă, asta e harta. Zui. Întrebare clasică. Cei care nu avem cursuri de radiestezie, cum măsurăm? Faceți cursuri de radiestezie. Puteți să dați cu banul. Puteți pendulul uman aia cu tensiunea musculară. Puteți chestia aia cu testul rezistenței. Da? Puteți... citiți de kinesiologie. Da? Puteți să vă folosiți corpul, dar e pentru da și nu. Nu e... Asta e bună ansa. Nici mie nu m-a plăcut. Când am văzut prima dată o ansa, am zis, ce-i cu ăștia cu sârmele lor?
Deci atât de greu s-a lipit radiestezia de mine. Eu am făcut radiestezie cu... Cinci. Vorbesc serios. Da, mă, dar nu v-am văzut să umblați pe la cursuri. Că ne întâlneam până acum. Deci m-am dus și la SRR, m-am dus și la ăla, m-am dus și la ăla. Eu știu vreo 3 sisteme de radiestezie pe lângă asta de SRR. Și MDH, și Franciscană, și Rozi, nu mai știu cum, de-aia nu mi-a plăcut de nicio culoare. Am făcut și la Ligia radiestezie bagabonzească am făcut. La Ligia. Însă văd dacă băiatul ăla e, știi, că eu am făcut grupă la Ligia. Ligia o cheamă? Ligia. Ligia, altcineva. Și am nimerit cu un cerc la curs acolo, cu un cerc. Ori erau prostituate, ori erau videochatărițe. Și eu eram cam așa, ce mine a cauzat, dar niște fete foarte de treabă, știi? Doar că ce parametri am învățat noi acolo, dacă pot să-l fac pe ăsta, dacă îmi vine ăsta, dacă... Cumva de astea, că învăța ce avea lumea nevoie. Bineînțeles, dar am învățat foarte bine despre compatibilități acolo. Puteți să dați și cu bani. Puteți să faceți cum făceam noi înainte. Eu nu știam dacă aia e bine sau e rău. Și mă duceam la biserică. Făceam mătănii, puneam capul pe moaște, aprindeam lumânări și ziceam, e bine sau nu e bine? Nu m-am dumirit. Mai mergeam la o biserică, mai făceam același lucru. Mai mergeam încă una, mai făceam același lucru. De ce? Dacă ceva e rău, o să dispară. Dar puteți să vă faceți un alt tratament și să vedeți ce vă rămâne în cap. Că ei la fel. Doar că eu nu le știam pe astea cu Reiki pe vremea. Înțelegeți? Deci aveți alternative și la sârmă. Mie nu-mi place sârmă și mai ales asta. Așa, dar e cea mai bună asta. Vedeți că o să fac curs de radiestezie. Deci e durerea mea de cap cea mai mare și... Păi, hai, e nevoie să o fac. Dar nu o să-l fac pe grade. Nu o să-l fac cum e la SRR. Nu o să fac. Asta m-a enervat pe mine. O să-l fac cu chestii practice. Putem să le folosim în fiecare zi. Putem să ne ajutăm de ele. Și ați văzut că structura la mine nu prea există. Eu zic în funcție de nevoie. Cam așa o să-l fac. Și o să vină în perioada asta. Sper până la sfârșitul lunii martie. Așa că găsiți avanse. Comandați avanse. Da, am făcut și partea de marketing, așa, în seminar, cum se putea fără. Mai zi. Donarea de sânge arde karma? Depinde. Uite, recent, cineva foarte apropiat mie mi-a spus. Am un prieten în spital. M-am gândit să donez sânge pentru el. Și am zis, bravo, admirabil, nu dona. Depinde de la om la om. S-ar putea, câteodată, donarea de sânge să te ajute să scapi de ceva. Dar pentru alții s-ar putea să îi îngroape. Sânge reprezintă suflet. Dacă tu ai provocat vărsări de sânge, nu o să prea ai suflet. Dacă îți găsești o metodă de a produce suflet și vrei să plătești și poți să plătești așa, foarte bine, dar asta depinde de la om la om. Sunt unii oameni care știu să producă suflet, au plăscari mici, mari, le fac toate astea, cu biserici, cu acatiste, cu lumânări, rugăciune, ajută, dau și bacșiș mai mult decât 15%. Dacă au mult suflet, pot. Dacă n-ai mult suflet, zi. Trebuie să vină românii plecați din țară, acasă? Nu. De ce? Trebuie nu există. A, să vină să apere patria? Dar stai că n-a început războiul. A, vedem atunci. Eu v-am zis, părerea mea, eu am niște lucruri de făcut,
dacă mor ține ăștia, dacă mor împiedica să trec granița, atunci zic, bă, așa a vrut Dumnezeu. Da? Știți câți au plecat bărbați luptători din Ucraina, au trecut până la 11-12 seara, s-a putut trece. După 12 au închis. Știți câți din aia se întorc? Nu atât de mult. Nu zic că e bine sau că e rău, dacă tu te simți în stare, dar eu pregătire militară n-am. Aș putea să ajut lumea mai bine de altundeva, făcându-mi vreo 30 de ONG-uri și finanțând nu știu ce contraajutorare de asta. Mult mai bine decât să trag strâm cu pușca. Tu nu vrei să mă ajut să trag cu Kalashnikov-ul? Hmm? Bravo! Mai zic. Este bine să ținem candela aprinsă mereu în casă? Nu știu. Sincer, nu știu. Se zice că da. Acum s-ar putea să-ți ia foc casă dacă o ții în apă, dar s-ar putea să-ți ia fume, nu știu ce. E bine din punctul meu de vedere, că e un îngeraș care vine acolo. Dar să știți, candela aia e o luminiță, da? Trebuie informată, nu? Hmm? Trebuie informată, evident, să informați. Eu nu n-am ținut niciodată candela aprinsă așa tot timpul, pentru că nu prea stau pe acasă. Și știu că energiile negative cam vor să te împiedice la chestii de astea, știi? Așa că eu merg cu lumânări de astea, când plec de acasă le sting, deși sunt foarte safe și foarte ok, eu tot le sting. Până n-ați văzut o lumânare cum se rupe de la mijloc și sare, uite așa, în mijloc ca să-ți ia foc, n-a străit, deci recomandarea mea. Băi, dar să vedeți, așa fac. Și zici că e în filmele cu Van Damme și zici, băi, mai știți atunci, parcă vă trimisesem, deci curățam pe cineva. Curățasem pe cineva. Aia albastră? Aia cu albastră, da. Când avea umbra albastră. Deci aia m-am speriat și nu mai văzusem niciodată chestia. Învățasem să fac o chestie cu spiritele focului, cum scoți un drac. Nu vă mai zic. În fine, se face cu niște lumânări. Și lumânările le pusesem după aia acolo. Și era umbra albastră de la urmă. Eu zic să nu vă jucați cu focul. Da? Zic. Așa, când fiica mea a avut COVID, de sus mi s-a spus că nu, să nu o ajut, că este karma ei și trebuie să-și ia lecția. Acum, după ce a trecut, pot să o ajut? A trecut în lumea celor drept? Nu. Sau a trecut COVID-ul? Păi nu, că mă gândeam, mai primea și întrebarea asta. Mama mea a plecat dintre noi, pot să o ajut? Dar nu știu care e problema, că e fată sau că e mică și n-ar trebui să moară. Deci astea sunt niște iluzii ale noastre. Că murim la 80 de ani. Putem să murim acum, pică un obuz. Un meteorit, că nu-i cu obuze la noi, da? Ea vrea să o ajuți, fiica ta? Dacă ea îți cere, ajută-o. Dacă e minoră, ajută-o. Dacă e majoră și nu-și cere, nu pune mâna pe ea. Lasă-o în pace. Nu v-am dat exemplul ăla că dacă maică mea îmi trimite mie lumină, că vrea să fie, să stau acasă, să nu mă duc eu la cărciumă să beau bere cu băieții. Dar poate eu mă duc la cărciumă, după aia plec la discotecă, poate îmi găsesc iubirea vieții mele. Dacă mie mi-a trimis mama lumină și mi-a făcut, uite, să fie bine pentru tine, să așa, păi îmi vine să stau să citesc filozofia acasă. Sau spiritualitatea. Și nu mă mai duc la cărciumă, nu mai găsesc nu știu ce nevastă în discoteică, nu mai fac nu știu ce copil, nu mai aduc nu știu ce spirit pe lume. Totul pentru că s-a trimis niște lumină, încălcându-mi se liberul arbitru. Zăi! Dacă în COVID am fost asimptomatică, dar Duhul Boli... Bă, dați-o naibii cu COVID-ul, eu cred că Putin a învins COVID-ul, ce băi ați rămas? Așa. Așa, dar Duhul Boli mă ia de cap după trecerea COVID, înseamnă că nu a luat destul suflet? Sau? E în felul următor. Ultimul val de COVID a fost altceva. A fost altceva. Deci, ultimul val de COVID nu te mai afecta aici, te afecta aici. Și era groaznic. Pentru aia care simțeau și când se apropiau de unul care are COVID, începeau particulele alea de întuneric să treacă pe căpățână și începea să te doară capul. Eu cum am prins? În tot veneau, bă, și mă durea capul. Cum plecam, nu mă mai dure.
Deci erau niște entități de veneau pe cal. Care era întrebarea? Că uite, iar m-am conectat la porcăria aia de un micro. Zi! Da, dacă în COVID am fost asimptomatic. Da, duhul bolii e posibil să fi rămas. Duhul bolii e posibil să fi rămas. Știi ce faci? Dai drumul la sursa de lumină. Sau aprinzi niște lumânări, dacă nu știi Reiki. Și zici, așa cum lumânările astea produc lumină, lumina asta să curețe toate programele negative din particulele de întuneric care au rămas pe mine. Cu lumina lumânărilor astea, scot afară pe căile optime din mine particulele astea de întuneric. Ar fi mai bine la început să deprogramez particulele astea de întuneric, da? Toate particulele de întuneric care sunt pe capul meu să mă ajute să fiu fericită. Deja li se schimbă lumina. Mă ajută, nu să mă ajute, mă ajută. Tot ce e întuneric pe mine se transformă în lumină. Uite, ăsta algoritm. O să vezi că pleacă. E formată până și entitatea e formată din niște entități mai mici sau din niște particule de întuneric. Zi. Așa, întreabă, doamnă, dacă faceți cursul de radiestezie și online. O să fac. O zic așa, cu o mare fericire. O să fac și o să fie cel mai frumos și minunat curs. Asta încerc eu să mă convinc pe mine. Și nu o să-mi iau de aia de la SRR în toate felurile. Nu, nu. O să mă susțină și o să mă ajute. Și ăilalți care o să fie prietenii mei și o să construim împreună o rețea prin care o să învățăm lumea să măsoare. Spre binele lor suprem, cu voia Domnului. Amin. O să dă tot din azi, uite așa pe aici, dacă îl fac online, știi? Eu de două săptămâni mănânc numai fructe de mare, ca să cresc, ca să mă fiu mai greu de... Nu de două săptămâni, de când? De când am fost la Mangalia, știi, că te-am sunat pe tine acolo. Deci de atunci eu mănânc numai... Dar nu pește, că mie peștele îmi place, fructele de mare... Deci vine ceva, vă zic clar. La mine, nu la voi. Mai bag. Cum produci suflet? Cum produc suflet? Tot ce se numește formă de plată karmică, produce suflet. Liturghiile date la mănăstiri produc suflet. Postul produce suflet. Ăla negru, nu ăla cu pate vegetal. Și cu cartofi, da? Nici ăla nu produce suflet. Postul, în schimb, dacă bei suc de fructe, să știi că se pune negru. Eu eram cam în eroare cu chestia. Am încercat eu pe mine o chestie și n-am preluat nimic. Când ești în post negru, nu preiei. Preiei mai puțin, da? Și nu preiei partea de entități. E, pentru că am băut suc de fructe și mulțumesc pe calea asta prietenului meu Ion, și soției lui minunate. Că eu nu eram în stare să-mi iau un storcător de la și mi-au trimis ei. Și stau storc mango de la și bei un de la și n-ai nimic, nu prea nimic. Și totuși ai mâncat. Foarte stran. E minunat. Fructele sunt minunate. Dar să le sucuiești, nu să le ronțăi. N-am înțeles de ce e diferență. Bei, nu mănânci. Bei, nu mănânci, da. Rugăciunea la miezul nopții produce mult aur. Dacă vreți să produceți aur sau dacă vreți să vedeți răul, stingeți lumina, aprindeți o lumânare. Deja vă ia. O puneți frumos în genunche și mă apucați să citiți psaltirea. Hai să vă zic o metodă de produs aur. Asta e veche bisericoasă. Faci treaba asta sâmbătă noapte. 12 noaptea, lumânare, întuneric, citești. Începeți și voi cu câțiva salvă, o catism. Te culci. Deci te culci, te trezești duminică și te duci la liturghie. E bine să nu conduci. E ies la iveală toate chestiile din voi și dacă reușești să stai
la liturghie, până la sfârșit. Deci, cred că și predici. Nu, nu, nu. Până când începe să curgă lumina. După la 10:30, nu știu. Da? Te duci și tu de la 9. Dacă reușești să stai, o să vezi cum faci. Mă mănâncă. Și cei cu baba asta stă așa aproape de mine. Puți! Deci, știi cum? Te ia de cap groază. Dacă reușești să stai la liturghie, ai învins. Și ai produs aur ca lumea. Nu, după aia se începe. Trei catisme. Știi, la o catismă nu prea se simte. Ia băgați voi nouă sau citiți toată saltirea să vedeți ce înseamnă să fii posedat. Da? Odată? Da. Fă așa cum îmi zic eu. Vezi? Dar n-am făcut-o noaptea, vezi, nu fă, noaptea nu, cu lumini, n-am nu fă următoarea greșeală tactică pe care o făceam. Mie îmi place spațiu, da? Așa că am open space-uri și de-astea. Unde să pun lumânarea? Pe comoda de la tembelizor. Băi, și când eram așa, citeam, mai ridicam și mă vedeam cum sunt, cum veneau toate alea, că te vezi în televizorul ăla. Deci vezi, ceau, ceau, toate bune. Vezi să fie mai puțină oglinzi pe acolo ca să nu te oprești din această minunată lucrare. Ce mai e după aia? Pelerinajele te fac să produci aur spiritual. Am un băiat care a muncit de toate la viața lui, printre care și recuperator. Și nu știu dacă recuperator, dar oricum era de la derutaua. A avut niște rezultate uimitoare ducându-se la Arsenie Boca. De trei ori la rând, cică. Trei zile la rând. Încercați. Mie mi-a mers din prima zi. Dar voi încerca. Da? Urcatul munților produce aur spiritual. De ce? Învingi o entitate când ai ajuns pe vârf. Bine, nici nu e musai chiar pe vârf, pe vârf. Să vezi vârful, că de acolo o învingi și primești aur pentru asta. Rezolvarea șerpălăilor din capul vostru, ideilor voastre proaste, produc aur. Rezolvarea rănilor voastre emoționale, produc aur. Voluntariatul produce aur. Am început să nu mai... Voluntariatul produce aur. Multe, multe. Să las, să plătești mai mult. Banii pe care i-ai dat, nu-ți vine să plătești mai mult cuiva care nu merită. Nu te lasă Dumnezeu. Vă garantez. Unui chelner care s-a purtat oribil cu tine, nu-ți vine să-i lași un bacșiș generos. Banii aia fizici se transformă în bani material. În bani spirituali. Mai zi una și gata. Inițierile. Faceți inițieri maestrilor, asta produce aur. Scuze, am uitat. Maestre, cum pot să plătesc sau să rezolv faptul că nu pot avea copii? Poate fi din cauza păcatelor din viața anterioare? Da, e de văzut ce e acolo. Poate fi asta, poate fi că tu la nivel de sine nu vrei să faci copii. Poate fi faptul că nu te consideri destul de bun sau de bună. Și nu consider că viața unui copil ar fi bine să o legi de un om așa cum ești tu. Poate să fie că nu ai întâlnit încă omul bun pentru tine. Poate să fie o grămadă de chestii. E nevoie să-ți dai seama ce e acolo. Dacă vrei copii atât de mult și nu poți să-i faci, sunt atâția copii care nu au o mămică și nu au un tătic. Și care au nevoie de o mămică și un tătic. Și pe care poți să iei și poți să iubești. Și pentru că nu ai copii de-ai tăi, nici nu o să știi diferența. Simplă? Dă înainte. Adopți. Dacă nu poți să faci. Bine, reichiștilor, să vă fie de bine. Lăsați-l naibii de război. Dacă vreți totuși să vă înțelepciți și să creșteți prin războiul ăsta, căutați ce e în spate. Da, făcându-vă tratament și ținându-vă curați, pentru că dracii aia o să vă ia de cap. O să facă tot ce e posibil să vă ia de cap.
cel mai bine ar fi să ignorați chestia asta și să vă gândesc de viața voastră, că sunt atâtea modalități de creștere în afară de război, în afară să vă implicați în asta. Să știți că în momentul în care e nevoie de un om puternic să ajute, un om care nu e bine, nu poate să ajute. Nu vă luați după ăilalți. S-ar putea să nu pot să duc ce vine la pachet cu oamenii pe care să-i găsduiesc în casă. S-ar putea oamenii să vină cu o grămadă de belele după ei. Și o să nu pot să le duc belele. Așa că mergeți pe ce simțiți și curățați-vă sufletul. Am mai făcut o grămadă de videouri cu curățatul sufletului. Perioada asta e naibii de împuțită din punctul ăsta de vedere. Pentru că manipularea emoțională înseamnă cu suflet sau pe suflet. Sau luându-vi se sufletul. Da? Deci aveți grijă de sufletul vostru. Știți cum trebuie să fie un om, mă? Odată să se uite în zare unde să ajungă. Și după aia la picioare să vadă pe unde merge. Dar mai ridică privirea și în zare să vadă unde vrea să ajungă. După aia se uită să nu se împiedice, să nu dea în grop. Asta e logic, asta faceți toți în fiecare zi. De ce nu faceți asta și cu viața voastră? Deci nu vă lăsați atrași. Cum e? Mai știți filmele alea americane când ăia se uită la nu știu ce și ți-e ție frică că o să facă accident cu mașina? Așa e și la noi. Dacă te uiți la prostii, s-ar putea să o plesnești. Și nu în sensul bun. Deci vedeți-vă de ce aveți voi de făcut. De ce vă doriți voi. De ce vă doriți voi e cam unde vrea Dumnezeu să vă ducă. Unde aveți voi lucruri de învățat? Dacă vreți bani, faceți bani, nu vă gândiți la război. Ba nu, că eu fac bani și o să ajut cu ei. Bine, 10%, 10%, dă-ți-o acolo, oameni care sunt în nevoie. Eu n-am zis niciodată să nu vă implicați în sensul ăsta. Puteți să ajutați cât vreți, dacă puteți. Da? Dar nu vă mai implicați în conflict. Decât dacă vreți viața voastră să o ia razna, că la un moment dat dracii ăștia o să înceapă să se manifeste prin voi și prin cei din jurul vostru. Adică o să aduceți conflictul în bătătura voastră. Toate cele bune. Să fie pace în galaxie. Ceau rechiștilor.